O să spunem o rugăciune de început, rugăciunea, spunem împreună Tatăl nostru și ne așezăm. Deci toți, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucenice Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Câteva cuvinte legate de conferința de astăzi. Este organizată de Mitropolia Basarabiei conferința prin sectorul de misiune, pastorație și asistență socială, într-un parteneriat dintre Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Ardealului, Arhiepiscopia Sibiului. Avem în același timp un partener nou al acestui eveniment, este vorba de Asociația pentru Familie și Comunitate. Voluntarii acestei asociații ne vor ajuta astăzi ca să desfășurăm cât mai bine conferința. Deci o să vedeți, sunt pe culoar, o să le transmiteți bilețelele cu întrebări. O să primiți răspunsuri, întrebările vor fi sintetizate, pentru că nu să putem la toate să răspundem, dar vă spunem din start, dacă vor fi asemănătoare, le vom sintetiza într-o întrebare mai generală și părintele profesor va avea grijă să vă răspundă la toți. Va circula prin sală o foaie cu prezență și cu date, adică o foaie cu date personale, pentru că vrem să vă anunțăm când mai avem alte evenimente, să veniți la aceste conferințe, pentru că ne folosesc tuturor. Aceasta este ceea ce aveam să vă spun. Părintele, cred că va avea timp să vă vorbească și să vă spună multe lucruri importante și dumneavoastră veți auzi multe lucruri frumoase de la el. Eu astăzi am avut o zi în care am învățat de dimineață, de ieri de fapt, nu numai de astăzi. Ieri am fost, l-am întâmpinat la cazare și am petrecut și azi o zi frumoasă alături. Am fost astăzi la liceu Ion Creangă împreună cu părintele, am fost la Radio Moldova, am fost și la Vocea Basarabiei. Veți avea ocazia să auziți, conferința va fi și pe YouTube plasată. Așa că vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă și invitatului nostru drag, îi dorim să ne dăruiască, să ne ajute și pe noi să găsim răspuns la întrebările care ne frământă. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am găsit! În primul rând, eu mă simt dator să mulțumesc în apa Sfințitului Mitropolit Petru și colaboratorilor și Părintului Consilier Nicolae Crețu pentru onoranta invitației de a fi în seara asta cu dumneavoastră. Este pentru mine o mare bucurie să mă regăsesc între frați dragi pe care îi iubim și de departe și pe care dorim să-i vedem. Voi încerca numai o introducere, pentru că aș vrea ca întâlnirea noastră să fie foarte interactivă. Că eu v-aș putea spune foarte multe lucruri despre familie, dar pe care dumneavoastră le știți deja. Am impresia că toți care suntem aici știm foarte multe lucruri despre familie. În primul rând, pentru că suntem, într-un fel sau altul, familiști și aparținem familiilor noastre sau suntem responsabili pentru familiile noastre și știm foarte multe lucruri și știm și problemele cu care ne confruntăm în viața noastră de toate zilele, unele probleme foarte serioase în ce privește familia și relațiile familiale. Deci aș vrea ca întâlnirea să constea mai mult din discuții
contribuția dumneavoastră, numai a mea. Pe mine mă invit oamenii să vorbesc despre familie pentru că am o familie mare, nu e meritul meu. Este darul lui Dumnezeu și mai mult decât al meu e meritul soției. Noi avem 13 copii și până acum avem 31 de nepoți. Așa că știm foarte multe lucruri vrând nevrând despre familie. Și din poziția aceasta ca familist, vreau să vă spun că familia este o minune. Ca tot ce a creat Dumnezeu. Dumnezeu a creat familia. Dumnezeu l-a creat pe om, dar în referatul despre creația omului din Cartea Facerii se este cuprinsă și crearea familiei. Dumnezeu a vrut ca omul să fie nu singur. Dumnezeu a făcut această afirmație în Cartea Facerii, că nu este bine să fie omul singur pe pământ. Și Dumnezeu a creat familia. O familie care are ca temei unirea între un bărbat și o femeie. Și tot în Cartea Facerii se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om, bărbat și femeie l-a făcut. Știți că în România acum ne luptăm ca să schimbăm puțin un articol din Constituție, să se spună acolo că familia este unirea între un bărbat și o femeie, nu între două persoane. Pentru că acum constatăm și era de negândit odinioară că oamenii vor să abuzeze și de această lipsă de preciziune din articolul de Constituție. Deci Dumnezeu l-a creat pe un bărbat și femeie și tot ce a făcut Dumnezeu este cu totul minunat. E adevărat că imediat după creație a întâlnit păcatul în viața familiei. Și vedem pe cei doi după păcat, că nu mai sunt ceea ce Dumnezeu a vrut să fie. Îl vedem pe bărbat că dă vina pe femeie. Ba dă vina și pe Dumnezeu, pe femeia pe care tu mi-ai dat-o. O zici? Dă vina pe Dumnezeu. De atunci până astăzi asta fac oamenii. Când ceva nu merge, dau vina pe alții și mai ales dau vina pe Dumnezeu. Sunt multe rele în lumea asta. Și unii oameni care constată aceste rele, merg mai departe și spun, păi cum îngăduie Dumnezeu să fie așa ceva? Sau de ce rabdă Dumnezeu? Ei, Dumnezeu nu este la originea răului. Dumnezeu nu poate fi izvor al răului. Dar păcatul omului îl face atât de nevrednic încât el ajunge să dea vina pe Dumnezeu. Da, ce vedem noi în jur, nu e cum ar trebui să fie. Viața familială a oamenilor a fost și este grav afectată de păcat. Și de aceea familiile nu sunt cum ar trebui să fie. Tema anunțată în seara aceasta restrânge cumva subiectul. Nu e vorba de familie în general, ci e vorba de familie ca loc al sfințirii omului. Și familia este loc al sfințirii pentru că este și trebuie să fie un loc al comuniunii. Dumnezeu vrea sfințirea noastră. Și Sfântul Apostol Pavel spune respicat acest lucru. Căci voia Domnului aceasta este sfințirea voastră. Ori sfințirea noastră se poate realiza nu într-un individualism care e la modă astăzi, în numele medii, ci în comuniune. Un mare teolog rus din veacul XIX, Alexei Omiakov, spunea că nimeni nu se mântuiește singur, omul piere singur, dar nimeni nu se mântuiește singur. Noi suntem creați pentru comuniune. Și familia este un loc al comuniunii. Comuniunea poate fi realizată și în afara familiei. Nu toți au chemarea căsătoriei. Noi avem și viața monahală.
există oameni care, dintr-un motiv sau altul, au ales celibatul. Asta nu înseamnă că ei sunt mai puțin chemați la comuniune sau că ei nu se pot realiza în comuniune. Dar familia este un loc, am spune, din care facem parte sau cei mai mulți. Și cu toții ne-am născut într-o familie și avem experiența a ceea ce înseamnă familia. Ori când Dumnezeu spune fiți sfinți precum Tatăl vostru cel ceresc sfânt este, aceasta se aplică și la familie. Și se aplică sau se aplică nouă ca unii care suntem chemați să ne realizăm în viața familială. E mare lucru să ai pe cineva. E mare lucru că nu ești singur. E mare lucru că într-o familie sunt diferite generații. Într-o familie normală sunt bunici sau chiar străbunici, părinți, nepoți sau copii, nepoți, bine, mai multe generații. Și o familie este cu atât mai deplină cu cât ai și pe unii și pe alții. Apoi, într-o familie sunt și băieți, și fete, și bărbați, și femei. E, toate acestea conlucrează la o plenitudine a micii comunități familiale. Și noi ne exersăm permanent ca ființe sociale și suntem în cadrul familiei, în primul rând. Dacă nu putem în familie să ne realizăm, cu atât mai puțin vom putea în altă parte sau în afara familiei. În familie învățăm ce înseamnă grija pentru celălalt sau, în primul rând, iubirea care este izvorul tuturor și solicitudinea unii pentru alții. În familie învață copilul cum să trăiască. Vă dau un exemplu din viața noastră de familie. Părinții socri au trăit cu noi la Sibiu. Soția mea a fost singură la părinți. Și când ne-am mutat la Sibiu, nu aveam unde să locuim. Părinții au vândut tot ce aveau ei la țară și ne-am putut muta la Sibiu. Și au trăit cu noi. Au fost niște oameni deosebiți. Și copiii au fost cu ei mereu. Tata socru a fost bolnav 8 luni, a avut o paralizie și îl îngrijeau copiii, așa, alături de mama soacră, de soția, îl îngrijeau copiii. În ultimele săptămâni el nu mai putea mânca. Copiii cântau ca să mai ia câteva linguri și el de bucurie copiii cântă mai lua câteva linguri. Când a adormit, eram la București. Și, sigur, am luat primul mijloc de transport și am venit spre Sibiu și mă gândeam că am ajuns noaptea, zic că acum e totul de făcut, trebuie să alerg în toate părțile, să pregătesc. Vă dați seama ce surpriză am avut că am ajuns acasă și am găsit totul făcut. Copiii făcuseră totul. Inclusiv l-au spălat și l-au bărberit pe bunicul. Auziți? Eu n-am auzit așa ceva. Ca niște copii să-i facă toaleta celorlalți. Pentru că asta e făcut și înainte asta. Erau lângă el, mergeau, băieții mai mari îl bărbereau, fiecare zi pe bunicul vorbea cu el și li s-a părut absolut normal. Au făcut ce făceau în fiecare zi. Și apoi au făcut așa fel încât să meargă rugăciunea tot timpul, zi și noapte, cât a fost el până la mormântare. Când am ajuns acasă, i-am găsit pe copii în jurul sicriului, citind saltirea, împreună cu soția, și el pus în sicriu și tot erau oameni acolo la priveghi și am rămas uimit. Eu am rămas uimit, deci. Iar când peste câțiva ani a dormit și bunica, s-a făcut slujba în bisericuța noastră veche, acum avem o biserică nouă, mai mare, bisericuța veche
am dat-o comunității credincioși loc de eficiență de auz din Sibiu. Dar atunci a fost slujba în biserică, eu nu eram în jurul sicriului, erau mai mulți preoți care slujeau, biserica arhiplină. Și când s-a terminat slujba, mă văd că se așează nepoții în jurul sicriului. Noi nu știam asta, era planul lor. 5 copii, 5 băieți ai noștri și al șaselea un ginere al nostru. Și au luat sicriul bunicii pe umeri. Și toată biserica a izbucnit în plâns. Vedeți ce înseamnă relația asta care se creează zi de zi, ceas de ceas, cu bucurii, cu încercări, cu lucruri comune, eforturi comune, cu bucurii comune, cu dureri comune. Aceasta este familia. Și în felul acesta ne putem sfinți în familie. Și atunci se dezvoltă respectul reciproc, sigur, ca expresia iubirii. Pentru că iubirea, spun Sfinții Părinți, este marea învățătoare. Iubirea ne învață ce avem de făcut. Nu e nevoie de, știu eu, alte mijloace. Și iubirea nu e ceva, nu e un dat, iubirea nu este instinct. Iubirea este altceva decât instinctul. În vremea noastră, foarte mulți oameni, mai ales tinerii, care cântă despre love și despre, știu eu, iubirea pe toate drumurile, cam confundă iubirea cu instinctul. Iubirea este altceva. Iubirea se învață. Iubirea este o virtute divino-umană. Este o virtute cardinală. Printr-un har, noi primim harul iubirii pe care îl dezvoltăm, îl punem în lucrare prin efortul nostru, prin râvna noastră. Și aceasta se învață tot mai mult. De aceea familia trebuie să fie o școală a iubirii. Și părinții și cei mai maturi în familie trebuie să aibă această conștiință că familia este o școală a iubirii. Să-l înveți pe copil să iubească. Și cum îl înveți să iubească dacă tu n-ai descoperit tu însuți iubirea? E, iubirea o descoperi prin jertfă. Când începi să te jertfești pentru celălalt, atunci descoperi iubirea. Sfântul Apostol Ioan spune, în aceasta am cunoscut iubirea, că Hristos și-a pus viața Lui pentru noi. El ne-a dat exemplul suprem și lecția supremă de iubire prin faptul că s-a jertfit pentru noi. La fel în familie și la fel în afara familiei. Iubim în măsura în care ne jertfim unii pentru alții. Ori sunt multe cazuri de părinți cam puțin înțelegători care pretind foarte multe de la copilul lor, dar ei sunt deficitari în ce privește calitatea lor de dascăle a iubirii. Să învățăm pe copii să o iubească și să învățăm în mod practic ce înseamnă iubirea. Nu numai cu vorbe, ci prin fapte. Părinții uneori au pretenții foarte mari de la copii, dar uită ușor că ei nu le-au dat o lecție pe măsură. Să vă spun o întâmplare. E, într-o școală americană, un profesor, un învățător, îi spune elevului, ce, măi, tu știi ce era Abraham Lincoln la vârsta ta? Și elevul isteț răspunde, dar domn profesor, dar știi ce era Abraham Lincoln la vârsta dumneavoastră? Adică pretinde la copii ceea ce noi nici cu degetul, cum spune Mântuitorul de farisei și când vrea învățat, nici cu degetul nu vrem să mișcăm. Familia devine un loc al sfințirii prin o lucrare serioasă de zi cu zi, de clipă cu clipă, în tot ce facem să se vadă iubirea. Să se vadă că iubim nu numai trupul copiilor noștri, ci și sufletul lor. Că ne preocupă numai bunăstarea lor trupească, ci bunăstarea lor spirituală. Sunt foarte mulți părinți care fac foarte mult pentru copiii lor. Spune, am dat totul, dar nu i-au dat pe Hristos. Și acesta e lucrul cel mai important.
majoritatea familiilor n-au dat pe Hristos copiilor lor și atunci copiii aceștia sunt foarte săraci și foarte nemulțumiți. 8 ani am slujit ca voluntar la Spitalul de Psihiatrie, am deschis o capelă în 90 și acolo a fost un caz, un tânăr de 22 de ani care a încercat să se sinucidă odată, două oară, în fine, s-au internat la psihiatrie. Și au ajuns părinții să-l aducă să stăm de vorbă. Și a rămas foarte surprins, copilul acela nu știa nici tatăl nostru. Și atunci le-am imputat părinților. Și părinții au spus, nu, era în 90 atunci, noi am fost în partid și n-am putut. N-ați putut să învățați tatăl nostru, auziți? Părinți care erau super, vorba aia, realizați după mintea lor, dar care n-au dat copilului pe Hristos. Și când îl dai pe Hristos, copilul este cel mai bogat. Noi am fost 10 frați la părinți și toți am fost foarte recunoscători părinților noștri și le suntem cât vom trăi pentru faptul că ne-l-au dat pe Hristos. Ne-au învățat calea credinței lui Hristos care ne-a fost binecuvântare și călăuză și ajutor în toate clipele vieții și în clipe de încercare și în clipe de bucurie. Eu mă opresc aici, că v-am promis că fac numai introducere, am putea vorbi foarte, foarte multe lucruri, dar vom vorbi în această abordare interactivă, cum vă spuneam. Deci o primă întrebare pentru părintele profesor. Cum să creștem copiii în frica de Dumnezeu, văzându-i că se uită la desene animate și seriale, acei copiii de la clasele primare, și seriale de la Casa TV și nu citesc o carte sau se joacă de ascunsele, ca nu se mai joacă jocurile de altă dată? Trebuie să fie un etos al familiei. O familie bună are un fel al ei de a fi. Și părinții trebuie să sădească în mintea și în sufletul copiilor această înțelegere. Asta nu se face la noi. Adică nu pierdem vremea. Pot fi, sigur, și momente de relaxare, dar acestea trebuie să aibă locul lor. Noi când eram copii, noi, nu era internet, dar mi-aduc aminte, mergeam la Seniuș, vine iarna îndată, și tata ne spunea jumătate de oră. Și noi, luați cu grămadă de copii, vă dați seama cât de greu era să ne încadrăm jumătate de oră și mai trăgeam vreo 10 minute de la noi, dar vineam acasă cu un pic de teamă. Adică era o rânduială, nu se poate fără această rânduială. Internetul este un lucru foarte bun dacă îl folosești bine, dar poate fi foarte rău dacă îl folosești rău. Există într-adevăr o mare tentație, că vrei să afli, știu, chiar o curiozitate în sensul bun al cuvântului. Poți afla de pe internet tot felul de informații. Dar noi trebuie să înțelegem că nu toate ne sunt necesare. Sau cum spune frumos Sfântul Apostol Pavel, toate vă sunt îngăduite, dar nu toate vă sunt de folos. Deci copilul să știe să aleagă mereu mai binele. Ei, pentru asta trebuie iarăși formare. Să-l ajutăm pe copil să aibă discernământ. Noi nu putem să-l urmărim pe copil zi de zi sau clipe de clipă. Și mai ales vine o vârstă când copilul nu se mai lasă condus așa cu mână de fier. Este foarte important să-l învățăm să deosebească binele de rău sau binele de mai bine. Pentru asta trebuie exemplu. Exemplu personal. Iarăși, exemplu este cel mai important. Vorbele zboară, nu? Așa spune proverbul latin. Verba valent. Exempla trahunt. Exemplele conving. Să fim noi exemple. O familie normală are rugăciune, are post, deja înseamnă disciplină.
Știi, copiii știu că vine postul și trăim altfel. Avem duminică, ca creștini avem duminică, avem sărbători. Ei, când părinții amestecă totul, atunci nu vă mirați că și copiii amestecă totul. Și copiii care învață această disciplină vor trăi altfel. Vor putea să-și vadă carte, să-și facă o meserie, să-și facă studiile bine, vor putea să facă o familie bine. Altfel, riscul pierderilor este foarte, foarte mare. Este foarte mare. Pentru că buruiana crește mai repede decât planta bună, nu? Avem experiența asta și care am crescut la țară, buruiana o ia totdeauna înainte. Iarba rea crește mai repede decât planta bună. Și atunci trebuie să fii cu sapa în mână și să curăsești iarba cea rea. Asta trebuie să facă părinții. Și asta trebuie să învață și pe copii. Pe noi ne-au învățat părinții de mici cum să prășim. Când eram copil mic, aveam o sapă mică de măsura mea și aveam și o coasă mică, mi-a făcut tata, că tata îi plăcea să fiu pe lângă el acolo să mă învețe. Și am învățat că lucrurile trebuie făcute așa. Nu-i ușor. Asta nu se face cu o vorbă. Nu se realizează cu un program, ci se realizează cu viața de zi cu zi. Da, este o mare ispită televizorul. Dar copilul să învețe că sunt lucruri mai importante decât televizorul. A spus de lectură. Copiii generației actuale foarte puține au descoperit literatura. Eu rămân surprins chiar la nivelul studenților. Întreb studenți, când vezi că nu știe carte, întreb, ce carte ai citit acum, anul ăsta? Și dă din numeri. Spune-mi un roman, ai citit un roman? Nici asta n-ai citit. L-ai citit pe Jules Verne. Păi asta trebuia să citești când era în clasa a treia, a patra. Nu l-ai citit nici pe Jules Verne. Ce să-l întreb de Dostoevski sau de, știu eu ce, autor mai pretențios, că el săracul n-a citit nimic. Și atunci, viața lui e pe măsură. E mare lucru să descopere om cartea bună. Cartea formează. Cărțile bune sunt scrise de oameni geniali și de oameni care au muncit foarte stăruitor. Ei înveți ceva. Cine l-a citit pe Dostoevski știe niște lucruri pe care nu le știe altul care nu l-a citit, nu? Asta trebuie să învețe copiii. Când eram noi copii, mie nu mi-ajungeau zile și nopțile. Zile lucram cu părinții la câmp, noaptea citeam până vorbeam. Veneam tot cu geanta plină de cărți de la bibliotecă. Mergeam la biblioteca școlii și la biblioteca orașului. Și luam o grămadă de cărți. Dar când descoperi bucuria aceasta a lecturii, să poți face o selecție, să-ți dai seama, scriitorul ăsta e mai bun ca altul, sau e mai potrivit pentru mine ca altul, și îmi place sau revăd ceva sau. Dar pentru asta trebuie un program de viață. Și nu-l ai dacă pierzi vremea. Cu televizorul poți să pierzi vremea. Sunt oameni tineri pe care prinde noaptea la televizor târziu de tot, două, trei noaptea și dorm ziua. Și vezită mai hojmălăul, mulți care trăiesc pe pensia mamei și n-au timp. Pentru că au văzut la televizor, știu eu ce au văzut. Deci e vorba aici, este lucru foarte serios, pentru că e vorba de a fi salvat sau a fi pierdut. Sunt oameni care sunt pierduți datorită unor dependențe. Să știți că dependența devine foarte ușor o boală. Avem o fiică care este psiholog și lucrează la Berlin și exact asta face, lucrează cu oameni dependenți. Ea lucrează cu dependenți de jocuri. E o boală. Și ea trebuie să convingă asigurările sociale să plătească acelui bolnav, care nu pare deloc bolnav, să-i plătească psihoterapia, uneori spitalizarea de
începe cu 3 săptămâni. Care este cheia unei familii fericite? Întrebare. Decente? Poftiți? Familie cum? Fericite. A, fericite. Deci când spunem fericite, am intrat în teologie. Și a intrat în predica de pe munte. Cu cele 9 fericiri, nu? De la începutul predicii de pe munte, la Matei, capitolul 5. E ca să fii fericit, cine sunt fericiți? Fericiți cei sărași cu durere, cei smeriți. Nu poți fi în familie fericit dacă nu ești smerit. Fii smerit tata și mama. Când vezi familie, tați sau mame care își acuză pe celălalt soț. Că tu ești așa și așa și neamul tău și tot, nu? Dacă ești smerit, nu faci ceva. E sărat cu Duhul. Cei ce plâng, cei care își plâng păcatele, cei milostivi, hai să luăm pe rând, cei blânzi, și așa mai departe. Până la cei care sufăr prigoana pe nedrept, fericirea nouă. Asta e calea fericirii. Calea fericirii este calea golirii de sine, golirii de egoism. Nu poți fi fericit când ești egoist. Dacă crezi că celălalt există, ca tu să-l folosești. Sunt mulți soți care cred că el celălalt soțul există pentru ca el să-l folosească. Ei sunt fericiți în măsura în care îl folosesc pe celălalt. Ori asta nu este fericire. Până și copiii spun că iubesc pe copii, dar nu iubesc, că iubesc numai că se laudă cu ei. Adică și copiii folosesc pentru propria lor glorie. Asta nu e iubire față de copii. Altceva e iubirea. Fericirea vine din dragoste. Și când îi iubești cu adevărat, Sfântul Fericitul Augustin spunea ce iubește și fă ce vrei. Adică iubirea te învață. Dar iubirea este iubire când este jertfelnică. Fericită nu-i familia care stă în palat sau care are conturi grase în bancă. Dacă vă uitați bine, vedeți fericire de altă natură. Dumnezeu este fericit. Vorbim de fericitul Dumnezeu. În cântarea Lumină Lină vorbim iară despre Dumnezeu ca Sfântul Fericitului. Fericitul Dumnezeu. Dumnezeu este fericit datorită comuniunii trăimice. Și o comuniune care se revarsă în afară. Iubirea lui Dumnezeu pentru noi este o comuniune intratrinitară care se revarsă în afară. Așa este familia fericită. Are o comuniune lăuntrică atât de plină încât se revarsă în afară. Și toți care vin în contact cu acea familie se simt fericiți și la rândul lor, pentru că intră și ei în influența aceasta a unei comuniuni care se revarsă în afară. Deci fericirea vine din comuniune. Noi suntem creați pentru comuniune. Omul a fost numit din antichitate un zoon politikon, o viețuitoare socială. Nu poate fi nimeni fericit fără comuniune. Fericirea familiei vine din comuniunea familială. Când aceasta strălucește în atitudinile, în vorbele, pe fețele celor care compun familia. Pot fi oameni modești și foarte fericiți și oamenii se înșală crezând că știu eu belșugul material sau poziția socială ar putea asigura fericirea prin ele însele. Părinte, sunteți întrebat, fiind în căsătorie și având deja un copil, e păcat să ne protejăm, cel puțin pentru un moment, până ce hotărâm să zămislim următorul copil? E păcat, sigur că e păcat. De unde vine asta?
Ce înseamnă protejarea? Cum să... Cuvântul nu-i folosit bine. Cum ne protejăm? Ne protejăm de darul lui Dumnezeu, nu? Copilul este numit darul lui Dumnezeu. Și noi ne protejăm de daruri? De unde vine această frica noastră? Vine din neîncrederea în Dumnezeu. Dumnezeu este Tată care știe ce trebuie să ne dea și să ne facă. Și din neîncrederea noastră în Dumnezeu vine această, așa zisă, protejare. Dacă de l-am cunoaște noi pe Tatăl, tot în predica de pe munte Mântuitor le aduce aminte acest lucru oamenilor. Iată la Matei, capitolul 6. Cunoașteți cu toții acel minunat cuvânt al Mântuitorului. Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Vă spun aceste lucruri pentru că oamenii motivează, de cele mai multe ori când nu vor să aibă copii, motivează că n-au cu ce-i ține, ca și cum ei ar ține. Știți? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nu seceră, nu adună în jinițe și Tatăl vostru și El ce se hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și mai departe, cunoașteți textul. Când ne încredem în Tatăl Ceresc, știm că El știe ce face. Viața unui om este un lucru prea mare pentru mine să hotărăsc eu. Îl las pe Dumnezeu să hotărască. Ori încrederea în Dumnezeu ne face să nu avem astfel de griji. Dacă te încrezi în Dumnezeu, nu ai astfel de griji. E grija Lui. Copilul mic nu are grijă de ce va mânca mâine sau cu ce se va îmbrăca mâine. Are grijă tatăl și mama. E așa face Dumnezeu cu noi. El are grijă. Noi să pornim de la premiza că familia este mâna Domnului și copiii sunt binecuvântarea Tatălui Ceresc. Nu cred că e nevoie să vă reamintesc acel frumos cuvânt din Psalm, dar totuși poate merită să o fac. Psalmul 126. În ce context vorbește despre copiii aici? De n-ar zide omul casa, în zadar s-ar usni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar privegea ce își o păzește. Vedeți grija și asta. Noi luăm din mâna lui Dumnezeu, ne luăm soarta în mâini, cum se spune. Asta e omul necredincios, asta face. Eu rezolv, nu Dumnezeu. Mai departe. În zadar vă sculați de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somnul viței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplată rodul pânticiului. Precum sunt săgețile mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Și vorba nu vrăjmașii văzuți, mai ales de ce nevăzuți. Asta în Psalmul 126. Și continuă mai departe. Psalmul 127. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine-ți va fi. Femeia ta cu o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare, tineri măslin, prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul care se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi. Vedeți ce cuvinte clare și frumoase. Ei, sunt oameni care spun, nu, eu știu mai bine. Zice Dumnezeu, dar El nu știe așa de bine ca mine. Eu știu mai bine. Și Dumnezeu te lasă după mintea ta. Și nu-ți iesă, pentru că Dumnezeu știe mai bine ca tine. Avem așa o întrebare legată de familie. Situația în care familia se confruntă astăzi cu probleme cum sunt divorțul, recăsătoriile și pentru a salva familia se întreabă cineva dacă este suficient. Ce fac slujitorii bisericii ortodoxe în vederea
Ce fac slujitorii Bisericii Ortodoxe în vederea salvării, călăuzirii și întăririi familiei creștine? Adică familia e într-o situație de derivă și dacă... De multe ori nu fac destul sau nu fac nimic. Asta e păcate, dar nu numai slujitorii ar trebui să facă. Deci că noi trăim într-un context. Ai rude, ai părinți uneori, ai frați, surori, ai nași. În cazul în acestea trebuie folosite toate aceste ajutoare. Și sigur biserica trebuie folosită. Și decât sigur preotul are un rol, pentru că e vorba de copiii lui, mai ales că e vorba de oameni care sunt credincioși, care vin la biserică. Din păcate însă cei mai mulți n-au nevoie de preot. N-au nevoie. Și atunci, sigur, preotul nu se poate amesteca cu sila în viața cuiva, cum nici Dumnezeu nu se amestecă. Dacă e închis ușa lui Dumnezeu, Dumnezeu se retrage. Nu silește pe nimeni, Dumnezeu ne-a creat liberi. Dar avem datorii unii față de alții. Și ispite sunt foarte multe. Chiar oamenii de bună calitate, nu credeți că nu sunt expuși ispitelor. Cel rău vrea să strice viața oamenilor. Și atunci bagă tot felul de dihonii. Și așa de ușor cad oamenii, așa de vulnerabil suntem. Deci e nevoie de orice ajutor. Să descoperim cât de frumos este să iubești pe cel lângă tine. Să descoperi ce mare dar ți-a făcut Dumnezeu că ți-a dat o soție și un soț sau un soț. Ce mare lucru este că cel pe care tu l-ai primit în dar este lângă tine și poți să te bucuri de prezența Lui, de conlucrarea cu El. Ce lucru extraordinar este. Ei, asta ar trebui învățați oamenii. Să vadă ce dar mare au primit. Sau la rând, când au primit și copii încă. Și, dar oamenii nu mai văd nimic de asta. Sunt orbiți. Uită tot. Uită tot. Și scot în evidență răul. Și din bine fac rău. Și o ispită foarte mare. De asta e nevoie de ajutor. E nevoie de rugăciune. E nevoie de sfat. E nevoie de... Uneori, eu dacă ar fi după mine, unii au nevoie și de nu ia, cred. Sunt unii care merită și câte o bătaie bună. Sigur, nu-i voie. Acum nu-i politic corect să faci treaba asta. Dar sunt unii nevrednici, când vezi că un bețiv care își chinuie familia, așa i-aș trage o bătaie, cred că ar fi ruptă din cer pentru el. Numai că nu o poți face. Atunci faci ce poți face. Nu? Sunt viciile, sunt păcatele care spun cuvântul puternic în viața oamenilor. Dar suntem datori unul altuia. Nici noi nu am fost lipsiți de astfel de încercări și ispite și știm ce înseamnă asta. De asta trebuie să fim totdeauna gata să ajutăm, să întindem mâna, să facem bine altora. Și să știți că binele sufletesc e mai important decât cel trupesc de cele mai multe ori. Sigur, uneori bucata de pâine contează foarte mult când o întinzi unui sărac, dar vorba bună și la timpul ei este cel puțin la fel de importantă. Cineva se întreabă dacă uneori familia, prin atașamentul exagerat față de membrii propriei familii și rezerva față de ceilalți, poate fi o piedică spre agape. Și ca un ajutor la această întrebare este următoarea: dacă este egalitate pe calea Sfințeniei între familie și monahism? Adică cea de-a doua și a treia întrebare care s-au pus au legătură între... Să spun ceva, cine nu-i bun de călugărie, nu-i bun nici de familie. Și nu-i bun de familie, nu-i bun nici de călugărie. Un om de calitate va fi bun în orice chemare o are. Știți? Să nu credeți că un ratat în călugărie e bun de căsătorie sau invers. Ești realizat sau ratat? În ce privește copiii, dacă noi creștem copii egoist și nu învățăm comuniunea cu alții, cum credem că vor fi buni copii? Cum credem că le facem bine dacă noi prin atitudinea noastră învățăm un egoism? Mare lucru să-i ajutăm pe copii să se regăsească într-o atmosferă de comuniune cu alții. Vedeți, sunt copii care cresc în familii foarte individualiste și copiii aceștia suferă, au nevoie de copii de vârsta lor. O regăsesc la școală uneori.
Dar dacă nu te-ai înconjurat de niște oameni cât de cât așa, care gândesc ca tine, care să aibă și ei o comunie cu... Ei găsesc prieteni unde nu trebuie să găsească. Și foarte, să știți că în școală și în lumea din afară, de multe ori copiii mai răi au mai mare influență asupra altora. Adică se lasă ușor atrași în cercuri nepotrivite copiii. Dar dacă le-ai înconjurat de un număr de familii de calitate și au copii așa cu crescuți cu frica Domnului, vei oferi copilului o societate, un loc în care îl se regăsește, o comunitate sănătoasă. Și copilul va fi ajutat, nu va fi singur. El are nevoie. Copilul nu mai ajung părinții. Deci degeaba încercăm noi să ne ținem pe copil lângă noi. Vine o vârstă, mai ales, asta îl ții, cât e mic, până la 2 ani, 3 ani, după aceea copilul vrea ce vrea de vârsta lui. Copilul simte nu mai bine cu cineva de vârsta lui decât cu bătrânii, nu? Și ca să ai copii de vârsta lui în jurul tău, înseamnă că trebuie să fii egoist. Dacă crezi că îl poți ține pe copilul mai pentru tine, îl faci bolnav. Îl crești un copil bolnav. Îl crești sănătos când copilul poate să-și dezvolte capacitățile sale de iubire și comuniune. Cel mai fericit copil va fi cel care are în jur copiii de vârsta lui. Eu am fost acum în noiembrie, partea a doua lui noiembrie, în Sara Sfântă, am avut un grup de preoți și câțiva laici, de studii biblice și arheologice în Sara Sfântă. Și între ei era un copil, un singur copil din America, de vreo 12-13 ani. Și copilul acela săracu încerca să fie și a fost foarte cu minte cu noi așa, dar spuneam, ce bine, ce fericit ai fi tu să mai fii cu noi vreo 2-3 de vârsta ta. Și așa e. Știți? A fost foarte drăguț copilul, dar era activ așa și îi plăcea să mai fie, mai ales că am avut zile foarte obositoare, să aibă cineva de vârsta lui. E să nu-i văduvim pe copiii noștri de această posibilitate de a avea în jur copii de vârsta lor. Și mai ales dacă sunt copii buni, ei vor fi salvați. Vor fi într-o comunitate copii buni. Dacă nu, să ne mirăm că învață de la alții. Îi vezi la 12 ani cu țigara în gură, mai târziu și drogurile și pierderea vremii și așa mai departe. Legat de subiectul soțul, sunt mai multe întrebări, vreau să le sintetizez în una. E vorba de soțul care nu frecventează biserica, care trebuie să, cum să-l facem să frecventeze. De soțul veșnic e mulțumit de soția sa și prea ocupat. Adică soțiile cer sfat de la sinția voastră cum să conlucreze cu un așa soț. Dar de multe ori soții se ocupați cu probleme foarte mari. Și acum spunea un soț, zice, uite, nevastă mi-a ocupat tot de nimicuri. Toată ziua spală vasele, bucătărie, dar și eu am probleme mari. Am războiul din Siria, războiul din Irak, el știa ziarul. Știți? Ei? Sigur, sunt și soți și soții pe care îi obosește mult munca profesională și asta e adevărat iarăși. Dar când un soț nu merge la biserică, ei deja e o problemă gravă. Când un soț e nemulțumit de soția lui, e o problemă gravă, mai ales când nu are motiv. Și devine o povară. Îl care în spate. Nu? Săraca femeie îl care în spate. Care și copii în spate, care și un soț. Mai dacă mai are și darul beției, cum spun în Ardeal, atunci te ferească Dumnezeu, nu? Dar atunci trebuie pocăința. Soluția e pocăința, să-L găsească pe Hristos, să întoarcă. Și trebuie să-i se vorbească lucrul acesta. Este un medicament, pocăința, medicamentul cel mare, prin care el își revizuiește toată viața, toată atitudinile lui. Și asta numai Hristos o poate face. E nevoie de rugăciune multă și de înțelepciune multă. Uneori sunt cazuri când soțul vinovat de păcate mari, e îngăduit divorțul. Sigur, nu cu recăsătorire. Mi-aduc aminte o întrebare care îi spunea Părintului Paisie de la Sihla, mare duhovnic. Am avut șansa să-l cunosc, așa, l-am iubit foarte mult. Și a pus întrebarea, este în cartea aceea cu o vorbire duhovnicește.
și pune întrebare o femeie, un preot pune numele unei femei, uite, avem o femeie credincioasă care suferă așa la sus. Și Părintele Paisie spune, și după așa legea noastră ar putea să lase. Dar și pentru dragostea copiilor să mai rabde. Pentru dragostea copiilor. Copiii să aibă totuși un tată, chiar dacă tatăl e cu probleme. Știți, uneori se spune, zice, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Știți? Și asta e o vorbă înțeleaptă. Așa cum e el, cu patim, totuși are ceva pentru copiii lui și face și ceva bun pe lângă lucrurile pe care le face. Și atunci trebuie multă înțelepciune și nu trebuie pripă, să nu-l judecăm pripit. Asta e valabil și pentru soții nevrednice. Sunt și soții victime ale patimilor. Și atunci trebuie să ne exersăm răbdarea, blândețea, dragostea. Pentru că, vedeți, e o ispită ca să aștept să te iubească celălalt. Dar nu e așa de important cât te iubește celălalt, e important cât iubești tu. Pentru tine, ca persoană, virtutea iubirii înseamnă ceea ce tu iubești, sau cât iubești tu, nu cât iubește altul pe tine. Sigur că toți am vrea așa să ne iubească toată lumea și noi să fim feți frumoși din poveste. Nu suntem feți frumoși din poveste și lumea ne va iubi în măsura în care și noi vom iubi. Nu știu ce spune Mântuitorul. Câte voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi lor mai întâi. Nu? Asta e calea. Fă-i tu celuilalt mai întâi ceea ce ar vrea să facă celălalții. Asta e calea sigură. Și pe această cale îl poți întoarce și pe soțul sau soția care nu arată destulă iubire sau nu sunt destul de prevenitori, de atenți cu soții, cu soțiile lor. Părinte, ce trebuie de făcut când după divorț soțul sau fostul soț dorește să se împace cu fosta soție, dar ea nu mai dorește? Păi înseamnă că amândoi au avut probleme. Mă, noi credem în pocăință. Sigur că sunt cazuri și cazuri. Sunt cazuri și cazuri. Sunt cazuri în care probabil împăcarea nu este cea mai bună soluție. Pentru că soțul s-a portat așa de rău și a făcut atâtea și s-a aruncat în atâtea păcate încât revenirea înseamnă revenirea lui cu toată negura răului pe care îl poartă în el. Și aici e vorba de pocăință, depinde de pocăință. Și trebuie înțelepciune și de fiecare dată sfat și cu cei din jur, sfat cu duhovnicul, de la caz la caz. Cunosc situația, avem și în parohia noastră situații în acestea. Soțul a plecat, a plecat la alta, a trăit cum a trăit, după aia că vrea să se întoarcă, după aia iar a plecat. Până la urmă, tot soția l-a îngropat. Am vreo două cazuri recente, până soția l-a îngropat, că el a murit pe unde a murit, dar soția a zis, măi, e tatăl copiilor noștri. Și el a plecat, vorba aia, victima patimilor, n-având nici cu ce să îngroape măcar. Și l-a îngropat tot soția săracă. Dar n-ar trebui să ajungă aici. Într-o o persoană normală n-ar trebui să se lase în această decădere. Legat de cum trebuie combătute stereotipurile negative despre familie în societate? Păi depinde de unde vin aceste stereotipuri negative. Sunt unii care sunt antifamilie, prin definiție. Sunt unii care luptă împotriva familiei normale. Și atunci, dacă vine de la ei, stereotipurile acestea sunt din start negative și nu trebuie primite. Sunt unii care au exaltă călugăria, de pildă, în defavoarea căsătoriei, ceea ce e un păcat. Căsătoria este binecuvântată de Dumnezeu, deci cine vorbește în numele evlaviei împotriva căsătoriei este eretic, nu are voie să o facă. Și așa mai departe, depinde de unde vine percepția sau, știu eu, afirmația negativă asupra familiei.
Noi nu trebuie să luăm în seamă lucrurile acestea. Noi să ne vedem totdeauna pe noi înșine și avem noi de făcut noi în dreptul nostru. Să învățăm și pe alții să descopere familia la modul cel mai autentic și înalt. Trăim într-o lume în care se promovează un curent antifamilie în numele libertinajului. Să știți, comuniștii, înainte de a avea un stat al lor comunist, vorbeau despre sexul liber. Ei spuneau că jos cu toate instituțiile, inclusiv cu familia. Ei, după ce și-au dat seama că nu se poate face un stat fără familie, au început să revizuiască atitudine în numele unei morale comuniste. Ei, nici asta n-a funcționat. Deci, familia este un dar de la Dumnezeu și așa trebuie să o afirmăm. Cu mare recunoștință față de Dumnezeu, cu mare mulțumire față de Dumnezeu pentru darul acesta extraordinar. Astăzi, tot mai multe familii mixte se formează între ortodoxi și cei romano-catolici. Și nu numai. Și protestant, dar care este părerea bisericii, adică față de familiile mixte? Biserica nu lucrează cu păreri. Biserica lucrează cu revelația. Ori asta e o situație concretă. Nu trebuie să facem din ea o tragedie sau o dramă. Avem atâția credincioși în diaspora. Atâția tineri, noi românii, avem milioane de oameni care sunt în afara hotarilor țării, trăind într-o țară în care creștinii ortodoxi sunt o minoritate, șansa ca ei să întâlnească un partener ortodox este destul de mică. Asta e realitatea. Deci a ne pune pe poziții așa talibane înseamnă că nu am înțeles nimic din Evanghelie. Avem aici principiul formulat de Sfântul Apostol Pavel, 1 Corinteni, capitolul 7. Este așa numitul privilegium paulinum. Și aceasta e învățătura bisericii, nu alta. Iată ce spune celorlalți. Le grăiesc eu, nu Domnul. Deci Sfântul Pavel are aici o înțelegere ca apostol. N-a primit o revelație, dar spune și el, și eu am Duhul lui Dumnezeu. Deci ce vorbește el este tot revelat. Dacă un frate are o femeie necredincioasă și ea voiește să viețuiască cu el, să nu-și lasă bărbatul. Căci bărbatul necredincios se sfințește prin femeie necredincioasă. Și femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios. Altminteri copiii voștri ar fi necurați, dar acum ei sunt sfinți. Dacă însă cel necredincios se desparte, se despartă. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt legați. Că Dumnezeu ne-a chemat la pace. Că ce știi tu, femeie, dacă îți vei mutui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mutui femeia? Deci e cazul, sigur, un caz specific, am spune, de oameni care se converteau fiind deja căsătoriți. Unul din ei se convertea și celălalt rămânea neconvertit. La aceasta se referă Apostolul Pavel. Dar printr-o anumită extensiune se poate aplica și la cazurile căsătoriilor mixte. Să știți, în toată discuția asta care e serioasă și trebuie mai ales ierarhii noștri, episcopi și preoții noștri din diaspora și o pun foarte serios. Eu sunt foarte acasă cu diaspora, călătoresc foarte mult în diaspora și am stat de vorbă pe tema aceasta cu ierarhii noștri, cu un alt preot Serafim din Germania, cu un alt preot Iosif din Paris, cu preasfințitul Siluan din Italia, cu preasfințitul Timotei din Spania și așa mai departe. Ei înțeleg foarte serios lucrurile și își pun foarte serios problema. Doi tineri se iubesc și tu ce trebuie să faci în cazul ăsta?
Asta e un aspect. Altul. Și ăsta e ortodox, dar n-a venit la biserică. A fost botezatorul, ăsta e singurului merit. De fapt, niciun merit. Și după aia și-a bătut joc toată viața lui de botezul lui. Cu ce e mai ortodox ăsta decât un catolic care își iubește biserica? Nu? Eu mai degrabă îl respect pe un catolic care își iubește biserica decât un ortodox care își batjocorește biserica. Deci lucrurile sunt mult mai complexe și nu se poate răspunde simplist. Și răspundem luând ca temei iubirea lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să mântuiască. Așa spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Cred că biserica ar putea folosi aceste căsuri mixte ca o șansă misionară. Dacă soțul credincios este cu adevărat credincios, el va face misiune. Știți ce e surprinzător pentru mine? Eu am studiat foarte de aproape istoria primilor viacuri al creștinismului. Și am citit cam tot ce se poate citi despre asta. Niciodată în primele trei viacuri, biserica n-a socotit o problemă faptul că erau căsuri mixte, era o grămadă. Și atunci creștinii erau o mică minoritate într-o masă de păgâni. Nu avem niciun document, niciun rând din Sfinții Părinți care să arate că pentru biserică asta era o tragedie. Nu. Cred că pe măsură ce noi înțelegem creștinismul tot mai îngust, ajungem la atitudinea acestea, la radicalisme care ne închid orizontul. Când doi tineri se iubesc deja, iubirea aceasta în Hristos, e însăși o taină. Ei se iubesc, ceva se întâmplă în viața lor și se deschise posibilități infinite dacă această iubire este trăită și aprofundată în Hristos. Noi suntem acum o biserică misionară, mai mult ca niciodată în ultimele secole. Mă refer în special la Biserica Românească. Este o biserică care în ultimul sfert de veac a creat eparhii noi, a creat sute și sute de parohii, numai în metropolia de la Paris sunt 700 de parohii, 700 de preoți. Deci este o biserică misionară, în expansiune. Și este extraordinar de frumos când mergi în Franța. Eu și vara asta am fost la Universitatea de Vară, am ținut cursul la Universitatea de Vară, metropolit la Paris, să vezi cum cântă francezi în românește, slujba merge jumătate în românește, jumătate în franțuzește, francezi convertiți de la catolicism, de la protestantism, avem și preoți, avem și călugări, avem și preotese convertiți. Eram la centru Centre Saint-Croix, aproape de Bordeaux, acolo a fost Universitatea de Vară. Acest Centre Saint-Croix este ținut de un părinte Philippe Dottet. Soția lui este evreică, preoteasă evreică, trecută la ortodoxie, muziciană, care conduce strana extraordinar și slujba e jumătate în românește, jumătate în franțuzește și cântă toată lumea. Asta face Hristos. De asta ne ferim noi, ne speriem de familii mixte. Nu ne speriem. Când cineva îl iubește pe Hristos, va lucra la inima lui și mai face Hristos o lucrare minunată în viața acelei familii. Nu trebuie să ne fie ierarhii care dau cu capul de aceste lucruri și ierarhii care sunt în Duhul lui Dumnezeu, aceștia găsesc soluții de la caz la caz. Totdeauna ierarhii găsesc soluții. Deci trebuie ei lăsați, nu să dăm directive noi, directive așa de sus. Putem da niște ierarhii, sigur, în sinod, pot discuta lucrurile acestea la modul general, puțin ca să dea niște îndrumări. Dar, până la urmă, lucrurile acestea trebuie rezolvate de la caz la caz și totdeauna în Duhul Evangheliei, care este Duhul iubirii lui Hristos. Alt subiect este cel legat de adolescenți, de tinerii care refuză să creadă în Dumnezeu.
părinții se confruntă cu această situație și se întreabă cum să trateze cu acești tineri, ce trebuie să facă ca să se întoarcă la credință. Aici, știți, trebuia mai, să ia mai din vreme puțin. Mulți părinți se trezesc cam târziu. Copilul se educă din burta mamei. Când mama își poartă copilul în pântice cu acatistul și cu Duhul lui Dumnezeu și apoi cu biserica, cu snăpărtășani și duce pe copilul una, și când începe să dea cu capul de rău numai când copilul îi face probleme, e alta. Mulți părinți își trag ponoasele pentru propria lor lipsă de grijă. Sunt părinți, sunt mame care își mai duc copiii la biserică, tații nu au nevoie, ești mai presus de asta, nu duc pe voie. Și când copiii ajung la 12-13 ani, ascultă pe tata, mai mergi la biserică. Că e mai comod să stai în pat sau stai la televizor decât să te scoli, să te pregătești, să mergi la biserică. Și atunci, sigur, lucrurile merg cum merg. Deci lucrurile trebuie luate din vreme, iar dacă nu e mult mai greu. Știi ce spune medicina sănătoasă? Ce spune? E mai ușor să previi boala decât să o vindeci. E mai ușor să previi decăderea copiilor decât să vindeci decăderea copiilor. Și o previi crescându-l, cum spune frumos Scriptura, Sfântul Pavel, în frica și în, în ascultarea Domnului. Așa trebuie crescut copilul, de la din burta mamei. Mai citiți-l pe Părintele Arsenie, că el vorbește despre aceste lucruri. Și apoi de mic copil, copilul vine la biserică, noi ortodoxii împărtășim copiii catolici, nu o fac decât după prima comuniune, după 7-8 ani, mai târziu. Noi avem pe copii creștini de plin, cu cele trei sfinte taine, botez, mirungere și oarestie, din copilărie. Și trebuie crescuți în Duhul lui Hristos și în harul tainelor bisericii și a învățăturii mântuitoare din Evanghelie. Educația e un lucru foarte mare. Deci și statele cheltuiesc foarte mult pentru educație. Că nu funcționează totdeauna prea bine, asta e iarăși adevărat. Deci educația merită mult mai mult efort din partea noastră decât credem noi că merită. Aici e problema. Se întreabă cineva de dacă care este limita sau când cineva vrea prea mult bine relația din familie și care, adică, care ar fi limita în care trebuie să ne dăruim unui altuia, atât soții între ei, cât și în relația cu copiii. Dar nu se referă la soții. Deci, care e relația de... când cineva dorește prea mult bine, adică și nu lasă... Cum? Limita dragostei? Nu există limita dragostei. Deci exprimarea este greșită. Care este limita dragostei? Dragostea e fără de sfârșit. Nu? Deci nu este o limită. Dar depinde cum înțelegi dragostea. Impresia mea este că dragostea ați înțeles-o aici în sensul de îngăduință. Cât trebuie să îngăduim copiilor. Adică cât de mult îi iubim și scutim pe copii de efort, scutim pe copii de griji, nu de responsabilități, pentru că iubim. Hai să vă spun o întâmplare care mi-a povestit un om pe care eu l-am prețuit foarte mult, a plecat la Domnul. Spunea, zice, eram la ucenicie, el a fost șeferist și făcea școală de ucenici. Și m-am dus acasă, odată bucuros, și am spus că maestrul m-a lăudat și că pe copilul lui, că era și copilul maestrului, coleg cu mine, pe el a certat. Și tatăl zice, mi-a spus, zice, nu te uita la asta. L-a certat pentru că îl iubește, copilul lui. Tu nu ești copilul lui și
nu are și el grijă față de tine. Noi dacă îl iubim pe copil, nu îl admitem oricum. Adică nu ne place când copilul este dezordonat și leneș și atunci îl punem la treabă și îl mustrăm. Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, pe care lăsase episcop la Efes, ce mustră, ceartă, îndeamnă. Vedeți? Mustră, ceartă, două cuvinte mai degrabă negative pe lângă îndeamnă. E nevoie și de mustrare. Depinde cum face mustrarea. Mustrarea nu trebuie să fie cicăleală. Sunt părinți care iau impresia că cicăleala poate înlocui educația. Să avem grijă că copiii sunt obosiți de cicăleala noastră. A fi educator nu-i lucru ușor. Adică trebuie să înveți foarte multe. Și înveți sigur în mod practic și înveți și teoretic. Mai că umblăm și la cărți și la... Deci nu există limita dragostei, dar dragostea adevărată este exigentă. Cine crede că dragostea anulează exigența, înseamnă că nu știe ce e dragostea. Noi vrem pe copiii noștri desăvârșiți. E bine să-i vrem așa. Deși desăvârșirea este un dar al veacului viitor. Noi nu putem fi desăvârșiți în viața noastră. Părintele Stăniloae spune asta în tratatul de mistică. Spune că noi facem cât putem în lumea aceasta, dar desăvârșirea este un dar al veacului viitor. E, noi să-i vrem pe copiii noștri desăvârșiți, dar să știm că aceasta nu se poate fără exigență. Și trebuie să fim noi înșine exigenți cu noi înșine, în primul rând, să le dăm pildă copiilor, la mod înțelept. Sigur, recunoscându-ne și neputințele și scăderile și limitele și învățându-l pe copil că limitele noastre care sunt, care există, nu trebuie să le fie model. Repet aici, trebuie să cultivăm dragostea. Sfântul Apostol Pavel zice, căutați dragostea. Și spune că dragostea este legătura desăvârșirii. Că dragostea se învață. Repet, nu se confundă dragostea cu instinctul. Mulți oameni iubesc instinctual. Își iubesc soțul sau soția instinctual. Sau își iubesc copiii tot instinctual. Și animalele își iubesc puii, tot așa. Nu? Este instinctul lor. E frumoasă și iubirea asta instinctuală, dar nu-i destul. Iubirea umană este mult mai mult decât atât. Noi toți care am crescut la țară știm, nu, când aveam vacă și vaca avea vițel și primăvara trebuia să duci vaca la câmp și să lăsai vițelul acasă și vaca fugea înapoi acasă și căuta vițelul, nu? Și era o anumită legătură instinctuală. Dar dragostea între părinți și copii este și trebuie să fie infinit mai mult. Infinit mai mult. Nu puțin mai mult. Ci infinit mai mult decât atât. Ori, în privința aceasta, noi să-l învățăm pe copil că în viață sunt și eșecuri. Sunt părinți care așteaptă la copiii lor să fie totdeauna premianți. Asta e o greșeală. Nu, eșecul face parte din viața noastră. Că sunt copii mai dotați și mai râvnitori și au note mai bune, foarte bine. Dar dacă sunt copii care au posibilități puțin mai mici, nicio problemă. El va lua o notă meritată de el și un 6 al lui muncit valorează tot atât cât la altul un 10. Deci asta să fie, fiind cuminți. Sunt părinți care vor copiii lor să fie numai copii de succes și îi stresează așa de tare pe copii încât să ajungă la sinucidere. Din păcate, sunt cazuri în vremea noastră de copii care se sinucid. Vă dați seama ce greșeală enormă o fac părinții. Dacă copilul atâta poate, tu ajută-l cât poți. Și dacă el ia o notă lui meritată, nu e nimica. Asta face parte din viața noastră, eșecul.
nu reușim aici, reușim în altă parte. Sunt totdeauna compensații. Când Dumnezeu i-a dat cuiva un dar mai mic într-o parte, îi dă darul mai mare în altă parte. Am în minte foarte multe exemple foarte grăitoare. Și sunt copii cu handicap, care este o mare bucurie pentru părinți. O mare bucurie. Sigur, la început li s-a părut foarte greu și s-au sucut înnorociți. E când a descoperit copilul acesta are atâtea daruri pe care nu le vede toată lumea, le văd ei mai bine decât alții. Și copilul a devenit o mângâiere pentru familie. Există în Franța o asociație a părinților care au adoptat copiii handicapați. Sunt catolici. Știi, un super ortodox și noștri așa, iar comandarma astea sunt catolici și se merg în iad. Ei, vreau să spun că oamenii aceștia sunt mai ortodoxi decât ortodoxi pentru că ei, de bună voie, au adoptat copiii handicapați. Și există o asociație a părinților care au adoptat copiii handicapați. Și uneau și copii sănătoși, naturali, și copiii handicapați pe care au adoptat din dragoste pentru aproapele. Și oamenii aceștia vorbesc despre experiențele lor. Există în limba franceză o revistă bună, Famille Chrétienne, în care găsiți mărturii din acestea extrem de interesante. Dar găsim în jurul nostru, dacă vrem. Foarte mult. Deci să învățăm pe copii că succesul mai mic poate fi foarte important, că viața nu constă în succese și în cununi de lauri, viața e mult mai mult decât atât, că sufletul copilului este neprețuit chiar dacă posibilitățile lui fizice sau intelectuale sunt limitate, că noi înșine suntem foarte limitați și noi înșine care, poate știu eu, ne socotim tari și mari, ne cunoaștem mai bine ca oricare altcineva propriile lipsuri și căderi și slăbiciuni și așa să cresc copiii. Asta e iubirea. Copilul se simte că e iubit, nu că este un trofeu. Pentru unii părinți, copilul este trofeu. Este A1 și din ăla vor să facă orice. Vrea să fie și savant, și muzician, și sportiv, și știu eu ce vrea să fie de toate. Nu poate fi. Face și el ce poate, știți cum spune Ion Creangă frumos. Și am fost și eu un boț cu ochi. Îmi place tare mult finalul, amintirile din copilărie, nu? Așa se exprimă de frumos, nu? Așa suntem, un boț cu ochi și cu cunoștințe până la genunchiul broaște. Nu. Deci când privim lucrurile așa, dintr-o perspectivă a smereniei și descoperim ce valoare reprezintă fiecare dintre cei pe care avem, și soțul și soția, ce valoare extraordinară, faptul că Dumnezeu mi-a dat pe cineva să-mi fie aproape, ce dar mare, faptul că avem copii, faptul că putem să-i ajutăm pe copii în greutățile lor și dacă noi ajutăm cum trebuie și ei ne vor ajuta pe noi neputințele noastre. Uite așa. Și totul este atât de extraordinar. Ați vorbit despre adopția de copii. Aici e o întrebare dacă sunt unii care spun că se tem de genele copilului, adică ar adopta copil, dar se tem că copilul are niște gene de la părinții lui care nu au fost poate persoane. Sunt unii oameni care se consideră așa de perfect încât cred că ei numai ei ar putea da naștere unui copil tot așa de perfect ca și ei. Ori dacă ei s-ar vedea că nu sunt chiar așa de perfecți, ar fi mai gata să accepte că și alții pot fi buni. Noi avem doi nepoții adoptați care sunt minunați, doi copilași minunați. Una din fiicele noastre n-a avut copii și a adoptat doi copii care sunt în clasa 0. Sunt mare bucurie pentru părinți și pentru bunici. Suntem foarte bucuroși de ei. Deci nu vă temeți. Sigur că unii gândesc așa ca la târg, știți? Dar cu oamenii trebuie lucrat altfel, nu ca la târg. Gene? O, de ne-am vedea noi genele, așa să le vedem noi frumos pe
să le vedem pe ecran, nu? Ne-am speriat ce avem pe acolo. Întrebam o dată pe un doctor, eram pe masă de operație. La Atena am fost operat și m-au operat doi doctori prieteni cu mine și întrebam, zic, oare de unde vine boala asta? Și mi-a spus, zice, părinte, zice, aproape 100%, 90% nu știu cum mi-a spus, 98% sunt moștenite. Vă ziți, asta moștenim, asta lăsăm noi copiilor noștri. Lăsăm poveri pe care, când se ivește ocazia, ei le trăiesc săracii. Poartă în trupul lor, în ființa lor, poartă poverile nedesăvârșirilor a lipsurilor noastre. Asta e viața noastră, nu? Că nu se transmite vina păcatului de la tată la copil, sau la mamă la copil. Nici păcatul strămoșesc nu se transmite ca vină, vina e personală, dar se transmit consecințele păcatului, nu? Și consecințele lipsurilor moșilor noștri, ale noastre, se transmit. De asta nu scutim noi așa de grozav, că nu suntem grozavi. Dacă ne vedem cum suntem, ce spune Psalmul 50? Păcatul meu este pururea înaintea mea. Este foarte important să ne cunoaștem lipsurile personale. Și vestitul adagiu socratic, gnotis afton, cunoaște pe tine însuți, a fost tradus de Sfinții Părinți în forma cunoașteți păcatul, cunoașteți limitele, cunoașteți lipsurile și atunci puteți să le reușești. Și cunoscându-le devii smerit. Și atunci nu mai prețuiești pe celălalt, știu eu, într-o lumină eronată. Nu vă temeți de copii. Copiii sunt copii. Și dacă vreți să adoptați, nu vă temeți. Dacă aveți, și chiar dacă aveți copii, puteți să mai adăugați. Fratele meu cel mai mic, părintele Dimitrie la Suceava, are 5 copii. Și acum a luat al 6-lea, l-a adoptat. Că nu se mai putea, nu? Ei s-au învățat să aibă copii mici în familie și când n-au mai vrut, s-a părut anormal. Și au găsit un copilaș care e bucuria familiei. Toți se-l iubesc extraordinar, pe Valerică. Valeriu îl cheamă. Foarte fericit. Toată ziua se îmbrațe cu el, ba unul, ba altul. Și frate, dacă îi dau telefon, parcă m-ar încerca să fac această experiență în fața noastră. Dacă îi dau telefon și îi întrebe ceva și imediat vorbește de Valerică, cât de fericit e cu Valerică. Cununia dintre soț și soție a avut loc după nașterea celor doi copii. Ce se poate face pentru a ispăși acest păcat? Păi deja când v-ați căsătorit, l-ați și ispășit, nu? L-ați căsătorit, ați fost cununați, înseamnă că v-ați povedit înainte de cununie și ați intrat în comunia bisericii. Când am intrat în comunia bisericii, deja am intrat în mare ispășire pe care a dat-o Hristos pentru noi. El a ispășit. Nu noi ispășim. Noi intrăm în harul Lui. Sigur, noi se purtăm amintirea când am făcut bine și că ar trebui să o facem mai bine de acum înainte. Dar să începem să o facem mai bine decât înainte. Referitor la versetul scripturistic care spune că cea unii Dumnezeu se desparte, cum se împacă el cu cele trei cununii admise de Biserica Ortodoxă? Unde scrie că Biserica admite trei cununii? Admite numai în cazul văduvilor. Fiți atenți aici, nu e vorba de divorț. E că uneori Biserica în economia ei mai spune așa, zice, băi, tot ca o văduvie asta, că soțul sau soția au murit sufletește. Sunt unii care mor sufletește. Și s-a asimilat cumva această moarte sufletească cu moartea trupească. Mântuitorul are două cuvinte despre aceasta în Evanghelia de la Matei.
Primul este în Matei, capitolul 5, versetele 31 și 32. În acele antiteze, sunt șase antiteze, e una din aceste antiteze, spune așa. S-a zis iarăși, adică s-a zis în legea lui Moise, cine va lăsa pe femeia sa să-i dea carte de spărțire. Era simplu la evrei. Îi dădea o carte de spărțire prin care recunoștea că e liberă. Se poate recăsători. Asta era în Vechiul Testament. Eu însă vă spun, acest însă are sens adversativ. Domnul spune altceva. Domnul corectează legea lui Moise. Eu însă vă spun vouă, oricine va lăsa pe femeia sa în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârșească adulter. Și cine va lua pe cea lăsată, săvârșește adulter. Scurt. Și Mântuitorul revine cu aceeași învățătură, tot la Matei, capitolul 19, s-au apropiat de el farisei ispitindu-l și zicând, se cuvine oare omului să-și lase femeia sa pentru orice pricină? Erau două tendințe în Israel. Una era a intransigenței, pe care o găsim exprimată foarte clar, de pildă, în profeția lui Maleahi. Iată ce spune Maleahi, capitolul 2. Erau pedepsiți pentru păcatele lor și Domnul zice, și de ziceți de ce? De ce suntem pedepsiți? Din pricină că Domnul a fost martor între tine și femeia tinereților tale, față de care tu ai fost viclean, deși ea era tovarășa ta și femeia legământului tău. Oare nu i-a făcut el ca să fie o singură făptură cu trup și suflet? Și această făptură întrunită ce năzuiește ea? Urmași de la Dumnezeu! Păstrați-vă deci viața voastră, iar tu nu fi viclean cu femeia tinereților tale. Căci eu urăsc alungarea femeii, repudierea femeii, cum era pe vremea aceea, numai bărbatul putea să repudieze femeii, nu-i și invers. Căci eu urăsc alungarea femeii, zice Domnul Dumnezeului Israel, și ca cineva să întindă nedreptatea pe veșmântul său, zice Domnul Savot. Deci aveți respect pentru viața voastră și nu mai săvârșiți această viclenie. Vedeți cât de clare sunt cuvintele lui Dumnezeu prin profetul Maleahi. Iar un mare rabin spunea, altarul însuși varsă lacrimi pentru bărbatul care își repudiază soția. Asta era o linie a profeților. Alți rabini însă, cum era Rabbi Akiva, care spuneau, poți să-l lași femeia. Dacă găsești alta care îți place mai mult, poți să-l lași pe cealaltă. Deci era un curent laxist. De asta îi pun Mântuitorului această întrebare. Vin învățătorii de lege și îi pun Mântuitorului. Poate să-și lase soțul, soția pentru orice pricină? Și ce răspunde Mântuitorul? Răspunzând, el a zis, n-ați citit că cel ce a făcut de la început i-a făcut bărbat și femeie? Și a zis, Scriptura, în Geneză, pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lepi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Așa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să-l despart. Asta este porunca lui Hristos. De aceea, Biserica Ortodoxă nu admite două sau trei căsătorii. Admite a doua căsătorie pentru omul văduv și în cazuri extreme și a treia. Și foarte serioasă întrebarea. Este a doua căsătorie taină? Răspunsul e nu. Teologic. A doua căsătorie este de fapt o molitvă de pocăință pentru slăbiciunea oamenilor. Și discuția aceasta e taină, nu e taină, s-a dus și în toate
în toată vremea și inclusiv în secolul 20 între teologi. Este o pocăință pentru slăbiciunile umane. Se admite prin economie, printr-o îngăduință, printr-o... Și vă mai spun ceva. A doua căsătorie întotdeauna este cu cruce, pentru oamenii credincioși. Când un om credincios ajunge la a doua căsătorie, este cu cruce. Va trage-ne. I-ar fi mai bine să nu aibă. Dar, dacă își duce crucea până la sfârșit, în frica Domnului, se va mântui. Legat de vaccin și de alte subiecte, cum sunt carduri, chipuri și toate, ce părere aveți? Sunt foarte mulți interesați de subiect. Cine dintre noastre n-are chip? Chipul e pe cardul de bancă, e pe carnetul șofer, pe buletin, pe toate. Chipul nu e o problemă teologică, e o problemă tehnică. Așa că să lăsăm acolo, la tehnicieni să rezolve. Nu e problemă teologică. Deci e o falsă problemă. Și când e folosită în lumea spirituală, este clar că e o diversiune demonică. Să nu vadă oamenii ce au de făcut să lupte cu cardurile. Avem urgențe. Avem alte urgențe. Oamenii și omoară copiii și noi luptăm cu cardurile. Să fim serioși. Acum au terminat. Cardurile are toată lumea și acum nu. Acum luptă cu sinodul. Acum au dat diavolul altă lucrare, altă diversiune. Fiind serioși. Deci, cardurile sunt bune în măsura în care ușurează viața omului, ca orice realizare tehnică. Că-s baza de date, sau cum îi spune asta, la codul ăsta de bare, e făcut în baza 6, e adevărat. Puteau foarte bine să-l facă în baza 5 sau în baza 7. Tot aia era. Dar nu văd care e problema. Știți, e o interpretare foarte aiurea a Apocalipsei aici. Ar trebui odată să ne întâlnim să vorbim despre Apocalipsă și atunci s-ar lămâni multe lucruri. Deci unii sărași care nu se pricep la nimic, se pricep la Apocalipsă. Și îți spun niște bazacone de tia groaza. Da. Să fim serioși. Noi nu luptăm cu cardul, luptăm cu păcatul. Mă întreabă cineva odată cu ani înainte, zice, părinte, poți să mănânc biscuiții ăștia că au codul de bare pe ei? Zic, nu, n-ai voie să-i mănânci, dar dă-mi mie să-i mănânc, că mi-e foame. Până noi facem Sfânta Cruce peste tot ce e acolo și al Domnului se pământul și mine, nu suntem teme, nu teme de carduri, nu credem de chipuri. Sigur că dacă s-ar pune problema, e adevărat. E adevărat, putem fi spionați, asta e o realitate, dar asta nu e una teologică. Faptul că ce e în telefonul meu, ieși și unde cine are vrea să intre în el, intră ușor, nu? Îmi știe scrisorile, e-mail-urile, știe ce am vorbit, e lumea în care trăim. Pe vremuri, securitatea din România și KGB-ul din Rusia n-avea nevoie de telefoane mobile ca să știe așa cu dosărelul, era sigur. Dosărelul acolo, filă după filă și tot așa știau tot, nu? Tata a fost un țăran. Dosarul de securitate lui tata are 300 de pagini. L-a urmărit până ultima notă informativă a fost în octombrie 89, până la aproape la căderea comunismului. Azi despre vaccin, altă temă. Citiți cartea doamnei doctor Todea, Cristina Todea Gros. A scris o carte foarte bună despre vaccinul, în care face recurs la circa 1000 de titluri de lucrări științifice în germană și în engleză, care arată pericolul și, fine, tot ce s-a ajuns acum că oamenii se pune serios problema în România să-i oblige pe oameni să vaccineze copiii. Care e argumentul? Și dacă copilul tău nu-i vaccinat, mi-l îmbolnăvește pe al meu vaccinat. Păi dacă cum îl îmbolnăvește dacă e vaccinat?
Păi dacă el e vaccinat, vă dați seama și argumenta iurea. Păi cum se îmbolnăvește dacă el e vaccinat împotriva bolii respective? Asta arată că vaccinul nu valorează nimic. Sunt mulți factori care intră aici în ecuație. Interesele numai materiale, ci și interese antiumane. Trebuie controlate nașterile umane, trebuie făcut curățenie biologică și așa mai departe. Deci, un savant, un mare savant a ajuns să spună că cea mai nenorocită invenție, cea mai nenorocită mișcare în lumea medicală în secolul 20 a fost vaccinurile. E clar că vaccinurile sunt la originea unor foarte grave afecțiuni. Autismul printre ele. Și atunci trebuie să ne gândim de două ori. Eu nu spun să vă vaccinați. Trebuie să mai căutați. Adică să nu o faceți în necunoștință de cauză. Dacă e vorba de viața copilului meu, pe atunci o iau în serios. Nu le spun pe copil așa la ce zice altul. Poate sunt vaccinuri care sunt folositoare, dar vreau să discutăm lucrurile acestea după ce am citit cartea doamnei care preoteasă, să știți. Doamna Cristina Todea este săsoaică, trecută la ortodoxie și preoteasă, soție de preot. Și după ce a avut problemă cu un copil datorită vaccinului, și-a pus problema serios și a ajuns, printre altele, să scrie această carte valoroasă, pentru care, pur și simplu, era să fie exclusă din lumea medicală. Pentru că așa se pun problemele la noi. Cu forța. Dacă e cu forța, înseamnă că nu e sănătos. E ceva nesănătos. Dacă îți anulează libertatea ca părinte într-o problemă de viață și de moarte pentru copilul tău, ceva nu e în regulă. Ce atitudine trebuie să avem față de minoritățile sexuale? Cum să-i tratăm? Ca pe oameni bolnavi. Sunt bolnavi, au nevoie de mila noastră și, sigur, să ne întindem o mână de ajutor dacă putem ajuta. Din păcate, societatea noastră pornește de la premiza că boala trebuie recunoscută ca sănătate. Ori aici este greșeala principală. Și se vrea ceea ce condamnă procul Isaia. Și vai celor care zic binelui rău și răului bine. Una e să faci răul și să dai seama că e rău și ai o șansă să te pocăiești, întorci, și alta e să numești răul bine și să zici că ești pe calea cea bună. Întreabă cineva legat de cineva dintre copii, cum să-și convingă părinții să vină la biserică? Ce argumente le-ar putea aduce? Luați-i de mână, cum ar trebui ei să facă cu dumneavoastră, duceți la biserică. Vă vor fi recunoscători, pentru că cine descoperă biserica, descoperă marea bucurie. Biserica este o mare taină dumnezeiască și noi când intrăm în harul acestei taine, suntem copleșiți. Sunt cu adevărat de plâns oamenii, mai ales oameni maturi, care au ajuns să disprețuiască taina bisericii. Desigur, trebuie rugăciune, trebuie față de părinți, nu ieșim din porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Să-i cinstim. Și tocmai pentru că îi cinstim, să dorim să fie pe calea Domnului. Și să o facem cu înțelepciune și cu dragoste. Nu, sunt copii care se poartă, vor să-i facă din părinți cu sila ceva. Dar Dumnezeu nu silește pe nimeni. Dumnezeu ne copleșește cu iubirea Lui. Și să
dăm părinților o mostră de această iubire. În școală copiii noștri au legat prietenii cu cei mai dificili elevi din clasă. Diriginta e nemulțumită și îngrijorată. Cum să-i facem pe copiii noștri să înțeleagă să se depărteze de elevii dificili și să se împrietenească cu cei buni? Nu există o rețetă pentru asta. Rețeta este iarăși să ajutăm pe copii să-și dezvolte discernământul, să deosebească bine de rău. Pericul este foarte mare. Aveam o colegă când la liceu care venea într-o familie foarte bună. Tatăl era inginer, venea la biserică, pe vremea aceea, era în anii 60 când eram la liceu. Un om de o ținută, nu niciodată, și o ținută frumoasă, un om, un bărbat frumos, la biserică, un om. Fata a fost o premiantă. Prin clasa 10-a, 6-a, a îndrăgostit Lulea de un tânăr mai așa, mai depravat. Și toată viața ei după aceea a fost marcată de situația asta. Toată viața. Dacă întreb pe colegii, când mă întreb pe colegii mei ce face cu tare, îmi spun, păi tu știi cum e. A luat o raznă de rău de tot. Era premiant. Deci riscul e foarte mare. De asta trebuie să ajutăm pe copiii noștri să-și dezvolte discernământul, deosebirea binului de rău. Cad ușor copiii victimă acestor pseudo-iubiri, știu eu, sau legăturilor facile. Și de asta trebuie să facem noi din partea noastră ce putem și să rugăm pe Domnul, pe Maica Domnului, să ne păzească pe copiii noștri. Eu când mă rog pentru copii, spun acest cuvânt totdeauna, Doamne, păzește-i ca pe lumina ochilor. Că este un cuvânt folosit în Scriptură. În Psalm se spune așa, că ne păzească Dumnezeu ca pe lumina ochilor. E așa vrea Dumnezeu să ne păzească dacă noi ne încredințăm în brațele Lui. Legat de subiectul, cum diferențiem adevărata credință în Dumnezeu de biserică, da? De fanatism. Deci diferența dintre adevărata credință în Dumnezeu și fanatism. Păi fanatismul nu e credință. Fanaticul se vede pe el de măsura tuturor lucrurilor. Fanaticul condamnă pe toți ceilalți și pe el se vede bun. Și aici deja e un păcat capital împotriva adevăratei credințe. Adevărata credință este smerită. Adevăratul credincios spune, eu sunt cel din tâi între păcătoși. Asta o spune Sfântul Apostol Pavel. Hristos a venit să moară pentru cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, spune Apostolul Pavel. Știi, le-am învățat și noi. Dar să o spunem cu convingere, numai din vârful buzelor. Fanaticul condamnă pe toți ceilalți. Are un duh sectar, ăsta e duhul sectar. Sectarul spune, numai eu sunt bun, noi mergem în rai și toți ceilalți merg în iad. Un mare părinte din Paterica a fost întrebat, zice, părinte, zice, nu înțeleg, din la Matei, acolo, capitolul 25, care sunt oile și care sunt caprele? Și știi ce a răspuns părintele? Și eu știu că sunt capră, cred că ceilalți toți sunt oi. Deci asta e diferența între fanatism și fanaticul vrea să îi facă pe toți să facă ca el, să gândească ca el. Omul credincios vrea ca el însuși să fie după chipul lui Hristos și dorește ca și el să fie așa. Și el se vede în toată limitarea păcatelor proprii. Deci aici pare, fanaticul nu are smerenie. Adevărata credință înseamnă smerenie și ascultare. Ascult de alții. Ascult de biserică. Biserica este o mare taină, cum spuneam. Biserica este locul mântuirii. Biserica este locul în care descoperi pe Hristos și pe frați. Avem mult de lucrat, fiecare, și fiecare preot, și fiecare biserică, și fiecare credincios în privința aceasta. Dar
credința îți arată cât de limitat e orizontul tău și cât de mult ai de făcut și atunci devii mai râvnitor. Ai, cum spuneam mai înainte, așa ai pectază, acele întindere înainte, întinzi cumva să prinzi mai mult, să înveți mai mult, să te rogi mai mult, să faci mai mult. Și asta nu e fanatism. Un om credincios începe să descopere că poate face mai mult. Și face mai mult decât crede alții că poate face. Într-o parohie era o femeie credincioasă, singură. Și era atât de prezent în biserică și ajuta pe oameni și făcea bine celor necăjiți în toate felurile. Când a murit, a îngropat-o parohia, că n-avea cine un grav, n-avea pe nimeni. Și au scris pe cruce așa, zice, ea a făcut ce n-a putut. Cu aluzie la cuvântul Mântuitorului spus de femeia care l-a uns cu mir, ea a făcut ce a putut pentru îngroparea mea. Ea a făcut și n-a putut. Când suntem lui Hristos, săvârșim lucruri mai presus de puterile noastre. Asta nu-i fanatism. Pentru că asta vine din dragoste și din harul Dumnezeu. Fanatismul e altceva. Nu se poate, nu e termen de comparație între fanatism și credință. Preasfințitul Antonie al Deorhei spunea că era suficient ca părinții lui să-i spună o singură dată ce are de făcut și făcea. Copiilor noștri le spunem de câteva ori și tot nu fac cu seriozitate însărcinarea. Ce e de făcut? Ma să vedem și ce le spunem. Că poate nu le spunem și noi toate bune. Ma copiii noștri sunt deștepți, nu mai sunt ca odinioară, știți? Sunt deștepți, s-au umblat pe la, știu multe. Știu și ei multe și trebuie să recunoaștem ceea ce știu, să recunoaștem și limitele noastre. Eu când îmi cumpăr computer sau telefon, nu cumpăr niciodată de capul meu. Mă sfătuiesc cu copiii mei care știu mai bine ca mine decât lucrurile astea, nu? Adică sunt copii, deja sunt, nu știu și ei. Și atunci trebuie să fim într-o relație foarte dialectică cu copiii, știți? Ca să ne putem ajuta reciproc. Deci nu spun și face. Ei, ar fi simplu așa. Dar lucrurile sunt un pic mai complicate. Și sunt frumos complicate. E grozav că și noi cu părinții învățăm de la copii. Și ei ne văd foarte bine și scăderile noastre. Deci copiii sunt cei mai buni analiști. Și chiar când nu o spun, ei în sufletul lor dezvoltă o atitudine critică față de noi. Pe drept. E dacă noi suntem sensibili la această atitudine critică și ne vedem propriile limite, atunci tot demersul nostru în ce îi privește pe ei va fi altfel. Va fi mult mai profund, mult mai ducător la scop până la urmă. Pentru că nu trebuie să fie relația noastră cu copiii un monolog, ci trebuie să fie dialog sau trialog sau... Lucrurile sunt prea frumoase ca să le simplificăm așa să... Știi, sunt și stare de mărăsire care spun, domnule călugăr, e o stare, trebuie să-i zic să faci. E, nu chiar așa. Pentru că dragostea e mai mult decât atât. Mult mai mult decât atât. Mai sunt copii care zic că nu fac și după aia fac, știți? Ca și cei doi fii din Evanghelie, nu? Unul a zis că face și n-a făcut. Și celălalt a zis nu fac și după aia a fost părul rău și s-a dus și a făcut. Știți? Așa e viața. Frumoasă. Ar fi prea simplu dacă s-ar face numai voia noastră. Să învățăm pe copii frica Domnului, în primul rând. Pentru că frica de Dumnezeu este ce? Începutul înțelepciunii. Cine are începutul înțelepciunii are șansă să ajungă și mai departe, să dezvolte înțelepciunea. Cine nu are începutul înțelepciunii, nu are nicio șansă. Frica de Domnul, frica în sensul biblic, această frică, nu o frică fricoasă, nu? Ci frica aceasta iubitoare. Părinte, vorbiți-ne, vă rugăm frumos, despre familia dumneavoastră. Aici e o întrebare legată de dinastia de preoți. De preoți, probabil, din familia care aveți. Frați. Ce să numiți dinastie? Că nu suntem o dinastie.
dinastia se întinde pe sute de ani. Nu? De asta și vă zicem să vorbiți despre familia dumneavoastră, da, și despre preoții din familie. Ce să vă spun? Nu am ce vă spunem. Suntem mai preoți, mai mulți în familie. Au fost 6 băieți la părinți care au fost toți preoți, dar 3 au plecat la Domnul. A rămas 3 preoți și apoi mai sunt copiii noștri. Preoți. Sunt de vreo 30 de preoți în familie. Ce să vă spun? Veniți-ne, vă invităm la noi, la... Mă, nu știu unde invităm, că suntem prăștiați acum, nu suntem la un loc. Am avut acum câțiva ani, am avut o întâlnire a familiei mamei, Dumnezeu să o odihnească, mama trăia și ne-am adunat copiii, nepoți, așa, și am fost aproape 180 de persoane. Am făcut o sărbătoare de 3 zile la mănăstirea Neamț, la seminarul la mănăstirea Neamț, acolo am avut loc să stăm toți, cu slujbă, cu discuții, cu cuvântări. Au fost și 2 ierarhi care au dorit să fie între noi, în altfel Sfințul Teofan de la Iași, în altfel Sfințul Serafin din Germania, au fost și ei cu noi și sunt așa și ei membri ai familiei noastre de atunci. Și a fost deosebit de frumos. Dar atunci a plecat mama la Domnul și am plecat frații mei, trăiau toți atunci. A fost ultimul an în care am putut fi toți împreună, era 2008. Și a fost deosebit. Noi a fost, suntem frați care ne-am iubit foarte mult unii pe alții și toți i-am iubit foarte mult pe părinții noștri. Și despre i-am iubit și foarte mult și le suntem toată viața extrem de recunoscători pentru că ne-au învățat calea Domnului. În situații grele, era greu pe atunci, erau prigoniți, urmăriți de securitate, tata de asta era urmărit, că era credincios. Vă spuneam că dosarul tatei, acum l-am dobândit de câteva luni și are 300 de pagini. Erau să-l, acum descoperit un dosar, că erau să-l închidă, erau pregătiți să-l închidă în 62 și l-a salvat Dumnezeu în chimie minunată, în fine, istorie lungă. Și câte și câte, dar părinții ne-au învățat calea Domnului și asta e cea mai mare bogăție. Nu ne-o poate lua nimeni asta. E averea pe care nu ne-o poate lua nimeni și de care suntem atât de mulțumitori lui Dumnezeu și părinților. Pe mama am iubit-o foarte mult și acum îmi spune fratele mai mic, el a stat în curte cu mama și vai, îmi lipsește mama. I-a plecat de 3 ani și de fiecare dată mă întâlnesc că îmi lipsește mama tare. Și noi când aveam, mă suntem dita mai moșii și noi, nu? Și când aveam o problemă, dădeam telefon, mamă, roagă-te pentru mine, sau roagă-te pentru copilul meu, sau roagă-te cu tare. Și mama ne spunea câteodată, și mai acum lăsați-mă să plec, trebuie să plec. A, nu, mamă, trebuie să trăiești, te rogi pentru noi. Și mama săraca făcea. Să scula la 2 noaptea, așa au trăit ea. Frate, mi-a spus că a murit de epuizare, așa că până la urmă, a avut 93 de ani și jumătate. Și vara nu vrea să-i schimbi ceasul, să-i pună ora de vară, că s-ar fi sculat la 1. Și apoi până pe la 6 jumătate își facea aia rânduială de rugăciune pentru toți și după aia mergea la biserică la 6 jumătate. Așa a trăit mama în ultimii ani de viață. Da. Așa trebuie să fie părinții, să roage pentru copii. Și noi am învățat de la ea. Învățat de la ea să facem așa. Noi acum să avem râvna părinților noștri. Fratele meu cel mai mare, Dumnezeu să-l odihnească, îmi spunea odată, vorbeam, îmi spune fratele mai mic, zice, uite, ce spunea Ghiță, zice, la biserică, în primul rând, liturghia trebuie. Preot, zice. Că mergi la biserică, faci acatist numai, dar nu e acatistul, poți face acasă. Deci, uite, eu azi am făcut 6 acatiste dimineața asta. Făcea frate, mai mare Ghiță. Deci acatistul face acasă mai mult, dar biserica este slujba comunitară, prin excelență, este Sfânta Liturghie. Știți? Și acolo faci. Noi fiecare dimineață avem Sfânta Liturghie la biserica noastră și începem la 6 cu acatistul, de drept. Dar după aia urmează o trenă și liturghia în fiecare zi. Dar ăsta, cu vârsta să vă dedicați tot mai mult, așa să fiți în familie stâlpul de foc care se roagă pentru toți, știți? Omul în vârstă care
mai are putere așa să facă știu ce lucruri, dar are somnul mai scurt, scoală dimineața mai devreme și se începe lucrarea lui pentru familie, lucrarea lui de rugăciune. Părintele Stăniloae spunea despre soția sa că este teolog acasă. Vă rog să ne vorbiți, părinte, despre rolul de preoteasă, fie a preoteselor care sunt soțiile ale preoților, dar și pentru rolul de preoteasă al doamnelor, al soțiilor care au de crescut copii. Cum ar trebui să se poarte o soție? Eu am fost în casa părintele Stăniloae de mai multe ori. Am studiat la doctorat la București și 3 ani am avut cursuri părintele Stăniloae și examene. Și sigur l-am venerat pe părintele Stăniloae și am avut șansa să merg în casa lui de mai multe ori. Și de fiecare dată când eram în căsuța lui, foarte modestă, de pe strada Sfinților din București, soția dânsului începea să plângă că vin de la Sibiu și acolo și-a lăsat niște copilași care au murit foarte mici. Și de asta părintele Stăniloae a fost un exemplu prin, mai prin teologia lui, ci și prin viața lui. Și soția lui a fost mereu aproape și într-ajutor. Ei, să știți, noi preoți ortodoxi suntem foarte avantajați față de preoți catolici. Eu am spus-o asta, am spus-o și lumea catolică de multe ori. Eu nu înțeleg cum își poate un preot catolic face misiunea destul de bine, neavând soție, neavând familie. Pentru că un preot ortodox, dacă e preot dedicat, își face misiunea cu toată familia lui. Cu familia, cu soția și cu copiii. Copiii noștri mergeau la școală și erau foarte apropiați de profesor. Mi-aduc aminte că am intrat și am luat surprins, că a intrat fetița în clasă și așa a luat-o după gât și a îmbrățișat-o pe învățătoare și vorbea ca și cu mama ei. Și spunea tot ce trebuia să-i spună. Îi spunea, îi dădea cărți, doamnă Sfărinte, am găsit cartea cu tare, de carte, o cateiza pe învățătoare, știți? Și asta fac. Deci preoții își face misiunea cu toată familia. Și nu trebuie nimic la modul oficial, numai. Și oficial, sigur, dar soția preotului poate avea legătură cu atâtea situații din parohie, cu persoane, cu femei, cu copii, cu, la care preotul nu poate ajunge ușor, sau știu eu. Adică, foarte mare, dar rolul îl descopere pe măsură ce îl împlinește. Adică nu sunt roluri prestabilite. Asta e frumusețea misiunii noastre ca laici, ca preoți, că misiunea e o cale pe care o descopere pe măsură ce o străbați, care n-ar putea fi niciodată cuprinsă suficient în manuale sau în tratate. Sunt nenumărate lucruri care pot face. Soția mea are rețeaua ei de prietenii, de telefoane, de știu eu, știe, când vin acum, de când merg acasă, îmi țin o așa, îmi spune ce stă cu tare, cu tare, și acolo trebuie făcut, și acolo trebuie făcut. Sunt mulțime de lucruri pe care le are la inimă, care trebuie sau care au fost rezolvate sau trebuie rezolvate. Sunt foarte multe lucruri care se pot face și e mare lucru să poți face binele puțin pe care trebuie să-l faci. Dar pentru asta nu trebuie să te temi și apoi trebuie să descoperi iubirea de oameni, să pui la inimă situațiile oamenilor. Noi nu facem lucrurile acestea din, știu eu, așa, din o simplă obligație, ci din dragoste. Sunt cazuri în care trebuie să intervii, în care trebuie să faci ceva. Pentru că iubești pe oameni și nu ții tot una cu oamenii sunt într-o situație sau alta. Te bucuri cu cei ce se bucură, plângi cu cei ce plâng, să este calea. Părinte, profesor, în Mitropolia Basarabiei a împlinit 24 de ani de la actul reactivării sale din decembrie. Deci, vrem să vă întrebăm, pentru că suntem într-un spațiu canonic românesc,
Sunt foarte multe dispute la noi aici în țară legat de apartenența la una dintre cele metropolii. Am trecut prin totalitarism, am trecut prin Siberia, am trecut prin deportări. Sfinția voastră, sunteți originar din Suceava, undeva la hotar aici cu Basarabia. Spuneți-ne, vă rog, un sfat sau ce puteți să ne sugerați pentru cei care suntem, mulți dintre cei prezenți, fii duhovnicești ai Mitropoliei Basarabiei, niște îndemnuri, niște sfaturi, niște lucruri utile care trebuie să le facem aici, în spațiul acesta al Durut, al Basarabiei. Neamurile sunt creație dumnezeiască. Dumnezeu ne-a creat ca neamuri, așa ne-a creat Dumnezeu. În Apocalipsă se spune foarte frumos, iată chiar în penultimul capitol din Apocalipsă, în capitolul 21, vorbind despre Ierusalimul cel ceresc, despre împărăția lui Dumnezeu cea cerească, spune că acolo noapte nu va mai fi și vor aduce în ea slava și cinstea neamurilor. Fiecare neam vine cu slava și cinstea lui, deci o rezare ca neamuri. Toate frumusețile pe care un neam le-a adunat noi, deci le-a creat ca neamuri. Și de asta Biserica Ortodoxă, tocmai pentru că e biserica adevărată, nu există la modul unui universalism de ăsta geografic prost înțeles cum fac catolicii, ci este o biserică organizată pe neamuri. Există o biserică ortodoxă română, o biserică ortodoxă sârbă, o biserică ortodoxă rusă, o biserică ortodoxă greacă. Deci e firesc ca neamul să țină la oaltă. De asta cei care divid neamurile o fac printr-un abuz, printr-o violență. E firesc că Mitropolia Basarabiei trebuie să existe pentru români. Nu ca o minoritate pierdută într-o masă de oameni care nu pot avea o înțelegere nici a mentalităților, nici a limbii, nici a specificului românesc. De asta este o mare, este o mare bucurie că există Mitropolia Basarabiei. Și cred că dumneavoastră constatați mai bine decât mine cât de artificiale sunt toată propaganda, toate mijloacele de propagandă care n-au nimic de a face cu biserica, antiromânești. Noi suntem români, asta suntem. Nu putem fi altceva decât ceea ce suntem. Când ne place, când nu ne place, e important să ne vedem realitatea, nu? Și să aducem și noi în Ierusalimul cel ceresc, care este biserică, să aducem slava și cinstea neamului nostru. Ce frumos este că aici în Basarabia îl cinstiți pe Ștefan cel Mare. Păi de ce nu îl cinstiți pe Ivan cel Groaznic? Nu? Bun, hai să vedem pe țarul Petru cel Mare. Nu? Păi da. Deci noi avem ai noștri, asta e istoria noastră, e tradiția noastră, este slava noastră. Și e firesc să fie așa. Și de asta ce bucurie este că ne putem regăsi. Sigur, noi cu tot respectul pentru toți ceilalți. Eu mă simt foarte bine între frații ruși. Merg în Rusia, am conferințe în Rusia, am prieteni în Rusia. Dar prietenii mei cu minți îmi spun, păi asuprirea altora n-a fost benefică pentru noi niciodată. A fost o povară pentru noi. A fost o povară să asuprești atâtea popoare. Să întreții un aparat caghebistic și de altă natură, știu eu, ca să-i asuprești pe ceilalți. N-a fost numai pentru noi povară, pentru români. A fost povară pentru ei. Ei ar fi trăit mult mai bine fără să fie nevoit să exerce această asuprire. Să-și vadă de treaba lor, fiecare. E o povară pe care, iată, din oameni în limita lor, așa o perpetuează. E o povară pentru Biserica Rusă
să aibă probleme de acest gen. Cum e o povară pentru cei care, fiind români, împotriva firii, fac o propagandă antiromânească. Firescul e firesc. Și firescul e ca noi să iubim neamul. Cu tot ce înseamnă istoria și slava acestui neam. Și ne asumăm și păcatele neamului nostru, care și păcate neamul nostru. Și să le asumăm dorințele, vindecăm. Noi când eram copii, eu n-am fost la grădiniță, noi eram la țărani, nu mergeam la grădiniță, dar când am ajuns în clasa întâia, colegii de-ai mei fuseseră la grădiniță, erau orășeni și am făcut școala în orașul Suceava. Și cântau ce au învățat la grădiniță. Probabil ați cântat și noastră. Nina Voșca, Nina Șo, Narosea, Harașo. Dunea, 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 ea, Dunea, Rodișca Maia. Care e Rodișca Maia? Cântau rusește, bieții, dar Rodișca Maia nu era Rusia. Așa că și era în Senegal, de pildă, am avut un coleg la Ierusalim, când am studiat, am avut un coleg senegalez și care acum este arhiepiscop în Senegal, catolic. Și îmi spunea că ei învățau după manuale din Franța. Învățeau limba lor la franceză și învățau după manuale făcute în Franța. Și citeau acolo. Nos ancêtres gaulois, strămoșii noștri galii. Dar nu erau strămoșii lor, bieții de ei. Și erau strămoșii noștri. Nu sunt Ivan cel Groaznic și alții, nu? Câte ar fi de spus aici? Părinte profesor, vorbiți-ne, vă rugăm, despre perioada în care ați activat, adică în perioada de totalitarism, despre realitățile care mai persistă din acea perioadă, cum să ne debarasăm de ele, cum să scăpăm de nostalgia acestui Egipt din care încă n-am ieșit, spre deosebire de poporul evreu. Am depășit perioada de 40 de ani. Și mergem înainte. Deci oamenii s-au obișnuit cu lanțurile. Și știți, s-a spus că cel mai grav e nu când dacă ajungi în închisoare. Cel mai rău este când te obișnuiești cu închisoarea. Și se pare că e normală. Israeliții, când au ieșit din Egipt, că ați vorbit de Egipt, nu? Erau în pustie, erau liberi, dar oftau după usturoiul din Egipt. Că nu aveau în pustie, nu aveau usturoi. Și le-a dat ori de usturoi și era gata unii să întoarcă înapoi să aibă usturoi. E cam așa e și cu noi. Să descoperim libertatea, ce mare dar este libertatea. Vai cât s-au murit săraci oftând după libertatea asta. Ia gândiți-vă la părinții dumneavoastră. Să le fi spus în anii 50-60, în vremea lui Stalin, să le fi spus cineva, măi românilor, voi puteți fi români și să aveți libertatea voastră, că români și-ar fi făcut părinții de atunci. Ce eliberare a fost, ce fericire, era raiul pe pământ, nu? E și acum poți să o ai și nu vrei să o ai. Deci cel mai grav este când te obișnuiești cu închisoarea. Și asta e valabil și pe plan politic și pe plan bisericesc. Ce mare lucru să fii liber. Mi-aduc aminte, noi am trăit sub totalitarism. Ce vis era asta? A avut să scap de comunism. Și am scăpat. Și acum sunt unii care spune, mai bine era atunci. Că atunci nu mă punea nimeni să gândesc, că atunci gândea altul pentru mine. Așteptam să-mi dea apartament statul, mă înscriam pentru dacii și după vreo 5 ani primeam o rablă prin bunăvoința partidului. Sigur, punând eu toți banii care am și noi și n-am, tot de la tine era totul de fapt.
Acum mergi la mașină și vrei să-ți cumperi mașină și problema e că nu știi ce să alegi. Sau știu eu alte lucruri din magazine, nu? Sunt toate. Mare lucru libertatea, dar libertatea trebuie prețuită și cultivată. Săracul Moise cât a suferit. Cât l-au acuzat pe Moise. Ne-ai scos de acolo unde aveam mâncare, aveam, eram căldările cu carne și ne-ai dus aici în pustie. Era un drum spre Canaan. Era un drum spre țara făgăduinței și săracul Moise numai el știa cum dormea. Nu? A suprit de toate cârtelele oamenilor. Ați avut conștiință aici? Am trecut acum pe bulevardul care poartă numele marelui poet Vieru. Ce oameni! Ce oameni! Cum vom sta noi în fața lor? Cum vom sta în fața lui Eminescu? Da. Față de România, unde se predă religia ca obiect obligatoriu, în Basarabia este foarte greu să ajungă teologii în școală. Deseori se opune conducerea școlii, nu rămân ore opționale libere, profesorii de religie sunt marginalizați. Ce e de făcut? Poate să includem religia în parteneriatul dintre Ministerul Educației din Republica Moldova și cu cel din România? La noi reacțiile astea sunt și la noi reacții de astea anti, care vin de la directori de școli sau mi se plângea și mie profesoară de religie de la școala de peste drum de biserica noastră, care este o fată deosebită, o fată ca o călugăriță realizată, nu e căsătorită și foarte cu minte. Că directoarea învață ea pe părinți să-și retragă copiii la religie. Deci părinții sunt liberi și au dreptul să-și retragă copiii la ora de religie. Adică să rămână profesoara fără clase. Pentru că directoarea este o femeie de asta modernă, care nu are niciun Dumnezeu, și în ținută, și în gândire, și în tot, iar fata asta, prin tot ce este ea, înseamnă o mustrare pentru directoare. Asta e situația. Deci avem și în România situația asemănătoare. Și nu putem, sigur, să-i silim pe cei care nu-L iubesc pe Hristos, nu-L putem sili să o facă. Dar asta înseamnă că avem de lucrat. E vorba de misiune care trebuie făcută în biserică mult, sta de vorbă cu părinții și nu numai în biserică, peste tot, trebuie să facem misiune. Pentru că credința vine din auzire, spune Sfântul Apostol Pavel. Iar auzirea este prin propovăduire. Cum vor auzi dacă nu se va propovădui? Nu? Și cum vor crede dacă n-au auzit? Trebuie să audă oamenii mai întâi. Oamenii n-au auzit. Sunt multe lucruri elementare pe care oamenii nu le-au știut și nu vor să le știe. Și cei care știu trebuie să sunt datori să le spun. Pentru înfăptuirea unirii e necesar să unificăm întâi biserica basarabeană cu cea română. Cele mai multe parohii din Republica Moldova aparțin de biserica rusă. Cum să schimbăm raportul în favoarea bisericii române? O să spun doar puțin că prin biserica din Mitropolia Basarabiei noi suntem uniți deja cu România. Dar cealaltă parte, părinții, răspundeți, Sfinția voastră. Sigur, este vorba de exercițiul libertății. E mare lucru că este libertate. E mare lucru că oamenii pot zice da sau ba. Dar libertatea înseamnă și răspundere pentru ceea ce decizi că vei face. Deci, e de lucru. E de lucru și... Deci biserica ortodoxă este o familie de biserici care e familie bună când toți membrii familiei au parte de respectul cuvenit. Dar când doi frați vor să-și ia unul parte celuilalt,
Sunt situații din asta. Sunt frați care se poartă în judecăți pentru moștenire. Și aici nu mai e familie. Familia ortodoxă este o familie grea. Dar spun un cuvânt pe care îl știu de la profesorul meu, Dumnezeu să-l odinească, părintele profesorul Grigorie Marco. I-am fost asistentul lui. Spunea, zice, facultatea noastră este o familie grea, dar noi n-avem voie să lăsăm să devină o familie rea. E diferență între o familie grea și o familie rea. O familie grea poate fi o familie foarte bună, dar o familie rea e fără ieșire. Sunt ispite în lumea ortodoxă care vor să facă din familia bisericii ortodoxe o familie rea. Noi să dorim să fim o familie bună de biserici, chiar dacă suntem uneori o familie grea. Sunteți deja a doua oară la Chișinău. Noi vă așteptăm deja și cu a treia și a patra. E o bucurie să vă avem la Chișinău. Vreau să vă mulțumesc pentru onoarea și bucuria de a vă avea la Chișinău. Și în același timp vreau să vă rog să ne spuneți un cuvânt la încheiere prin care să ne dați niște sfaturi, așa, ați făcut-o în cadrul conferinței, dar ca un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor, probabil că aveți ce să ne spuneți, ați simțit pulsul vieții de la Chișinău, ați văzut și cunoașteți mai bine, poate din afară realitățile, dar și dinăuntru le știți. Spuneți-ne, vă rugăm, ce trebuie să facem în perioada următoare sau ce ne doriți? Să facem ca păstorii de la Betleem, de la Beit Sahure, locul lor, pe tradiție, lângă Betleem. Am fost recent în luna noiembrie de două ori la Beit Sahure, că am fost cu două grupuri în Țara Sfântă, din mitropolia noastră de Europa de Vest. Ce au făcut păstorii când Domnul le-a vestit, când îngerul le-a vestit pe Hristos, că vine Hristos? Haideți să mergem la Betleem să vedem cuvântul ce ni s-a făcut. Așa e în traducerea sinodală. Adică haideți să mergem, haideți să pornim pe cale. Sunt multe suferințe care s-au adunat. Părintele îmi vorbea azi despre locuri în care au fost martirizați oameni din Chișinău sau din alte părți din Moldova. Sunt foarte mulți martiri pe care a dat Basarabia. Pe cei mai mulți poate, sau cei mai mulți dintre oameni ignoră și se voiește ignorarea acestui lucru. Când Hristos ne cheamă sau când Îngerul ne vestește cuvântul Domnului, să facem ca păstorii. Haideți să mergem să vedem cuvântul. Auziți? Cuvântul se vede? Haideți să mergem să vedem cuvântul. Cuvântul se întrupează. Hristos, cuvântul s-a întrupat, se face văzut. Cuvântul creștin nu mai este un cuvânt gol. Cuvântul creștin este o realitate, este întrupată, o realitate întrupată, este Hristos și întrupat. Să dorim să, ca păstorii, să-L vedem pe Hristos întrupat și în viața noastră, și în viața familiei noastre, și în viața neamului nostru. Sărbători fericite! Vă mulțumim frumos! Doar puțin, vreau să mulțumesc alături de părintele care a binevoit azi să ne țină o lecție de viață frumoasă și folositoare. Vreau să mulțumim gazdei noastre, Academiei de Studii Economice, în persoana domnului rector Grigore Belosteșnic, care s-a oferit cu binevoință această sală, ca și data trecută, când a fost bună vestire. Ne apropiem de Crăciun și dorim domniei sale să fie la fel de energic și plin de credință. A
Apropo, tot dintr-o familie mare vine, pentru cei care nu știau, aici este o calitate deosebită a oamenilor din familii numeroase, au această lucrare a bunăvoinței mai pe față. Se deosebesc de multe ori de ceilalți prin faptul că sunt mai jertfelnici și nu au frică. Sunt curajoși în a înfrunta greutățile vieții mult mai mult decât cei care au familii mai mici. Apoi vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Mulțumesc partenerilor noștri Metropoliei Ardealului și Arhiepiscopiei Sibiului pentru bunăvoință de a oferi binecuvântare Părintelui. Mulțumim frumos Asociației Obștești pentru Familie și Asociația pentru Familie și Comunitate, care astăzi s-a străduit să ne ajute pe toți în a oferi bilețele pentru întrebări și o să aveți la ieșire acolo, o să scrieți niște sugestii, impresii, obiecții, dacă sunt la organizarea conferinței. Mulțumim frumos partenerilor noștri media, care sunt Radio Datina, Vocea Basarabiei, mulțumim frumos Institutului Dezvoltării Științe Informaționale în frunte cu domnul director Igor Cojocaru, care este prezent în sală și datorită căruia s-a făcut înregistrarea acestei conferințe live. O să o găsiți și pe canalul YouTube. O să o puteți descărca, o să o puteți asculta încă o dată, puteți o recomanda și altor cunoscuți ai dumneavoastră. Va fi și pe site-ul Metropoliei Basarabiei. Deci mulțumim frumos preasfințitului Petru, care, deși nu a fost astăzi aici, ne-a dat binecuvântare și am simțit această binecuvântare. Mulțumim și preasfințitul Antonie, care din păcate astăzi și-a dorit mult să vină, dar nu a ajuns, pentru că au intervenit niște probleme. Cu părere de rău, nu l-am avut astăzi, dar s-a simțit prezența lui tainic, binecuvântarea lor a făcut ca această seară să fie într-adevăr binecuvântată. Deci eu vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, vreau să vă anunț că în anul acesta care vine, 2017, Biserica Ortodoxă Română a declarat anul magial al iconarilor și pictorilor bisericești și an comemorativ al Patriarhului Justinian și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. Iar la nivel de Mitropolia Basarabiei, acest an a fost declarat an omagial al Mitropolitului Gurie Grosu și al poetului Alexie Mateevici. Deci în cadrul acestui an vom avea anumite activități legate de aceste două personalități remarcabile, pentru că sunt într-adevăr fii ai Bisericii Neamului. Și merită să le dăm încă o dată atenție. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru încredere, mulțumim pentru faptul că ați venit. Îi dorim Părintelui multă sănătate, să fie la fel de energic, să fie la fel de curajos și să așa misionar cum îl cunoaștem. Astăzi a fost i s-a oferit o distincție, o diplomă de vrednicie din partea înalt preasfințitului Petru, ca un semn de respect pentru efortul pe care îl depune Părintele în a merge și a întări comunitățile ortodoxilor români din țară și din diasporă. Vă mulțumesc frumos pentru cele câteva ore petrecute aici. Dorim Părintelui sărbători fericite, dumneavoastră multă sănătate la toate familiile dumneavoastră, tuturor celor care ați venit astăzi, și să aveți un Crăciun fericit, să aveți bucuria păstorilor și, cum spunea și Părintele, haideți să mergem să vedem cuvântul întrupat. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Spunem rugăciunea de încheiere, cuvine-se cu adevărat și plecăm spre casă. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru,
ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea cu cerințe, Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și alături Sfinților tăi, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.